Bună seara! Doamne ajută și bine ați venit la, să zicem, un simpoziu. Simpoziu în seara culturală, bucurtișească, poetul Daniel Turcea. Daniel Turcea, poetul Luminii Nemărginite care am intrat la noi. Se împlinesc mâine 40 de ani de la trecerea la locul a poetului Daniel Turcea. Mai întâi, cum obișnuim la sede noastre de judecare, te ridicăm și o să vă mulțumim. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, pe acumulea seama de binecuvântează. Cu noi este Dumnezeu, cu al Său Pac și ca Să iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Ne mulțumim invitațiilor noștri și am zis eu așa, în ordine, Părintele Sever Negrescu. Este un vechi prieten, poet, că pe din vremea studenției era pentru noi animatorul conceptului, avem un cerc literar la Facultatea de Teologie din București. Părintele Sever Negrescu, autorul la, nu știu câte vorbe de poezie, 12 sau mai mult. 12 vorbe de poezie, dar ceea ce este important pentru această seară este cel care s-a ocupat de ultima ediție a volumului de poezie Epifania lui Daniel Turcea. De asemenea, Tatiana Petrache este doctorant la Facultatea de Teologie pe Patologie, mi se pare, la Atena. Regia, o pasionată de poezie și mai ales poezia de Daniel Turcea. Pe doamna Elena Lungheru cunoaște spăret din critica de film. Este absolventă printre altele de școli tehnică, Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică. Are una dintre lucrări, bine mi-am gândesc despre Tarkovski, și alte interpretări ale filmelor. De asemenea, o pasionată pentru poezie, una ei autorul de lucrări și volume de poezie. Virgil Bogdan, care este profesor la Universitatea din Brașov, la limbi străine, literatura franceză, nu? Da. Părintele Teofan Popescu era monah la... sau protosică? Da, protosică. La mănăstirea Putna, deci de mentare de la mănăstirea Putna, acum face ascultare la Catedrala Metropolitană din Iași. Și Părintele Traian Zoltan, pe care l-am cunoscut în ultimul an, care a trebuit o lucrare, lucrarea pentru gradul întâi, despre poezia lui Daniel Turcea. Avem de asemenea bucuria, în această seară, să avem în mijlocul nostru trei acolo de la Teatrul Național, care vor interpreta, vor recita din poezia lui Daniel Turcea. Este vorba de Antonita Androne, Brândușa Mircea și domnul Tomi Cristin. Vă mulțumim tuturor pentru această prezență și ne rădim ca să fie într-adevăr, seara de privilegiere. Mâine însemnesc 40 de ani de la trecerea domnului Daniel Turcea. Vom avea slujba parasasului la Mănăstirea Cernica, care este numită proiectul Daniel Turcea. Despre proiectul Daniel Turcea, doar atât câteva repere ale unui itinerariu foarte interesant. Mai întâi,
o inteligență, cum să vă spun, durabilă, s-a scris la facultatea de arhitectură, de care cred că a absolvit-o mai târziu, a fost întrerupere, în 1978, dacă nu mai știu. Doamne, era? Nu știu pe de rost, eu. A absolvit-o, acum 3 ani, după ce ne-a întrerupt, a reușit să capaciteze așa critica literară prin știul său volum de poezie, și anume Entropia. Entropia care este o binare de geometrie spațială, de ezoterism, este o curtare, să zicem, mistică, în Daniel Turcea. Așa cum spunea Lucia Turcea, o carte pe care apoi poetul a regretat-o. Sunt momente în viața lui Daniel Turcea, momente de cutitură. Mai întâi, se știe, era admirat chiar de Nicita Sănescu și în nopțile lor practice, așa, probabil că această admirație a marelui poet Nicita Sănescu l-a făcut pe poetul Daniel Turcea să aibă o părere de sine deosebită. Însă, această perioadă, o perioadă, să spunem, a frutărilor urmașe, s-a încheiat mai întâi cu o revelație. Deci, după o dispariție de nu știu cât, o săptămână, probabil, mai bine n-am mai știut nici de el, și s-au trezit cu el la ușă, cu o față canaderică, și l-a întrebat unde a fost. Iar el a spus, a fost în iad. Dar cum a ajuns? M-a dus în depozitor. Și apoi l-a povestit acea vedenie în care doi sfinți, să spunem așa, se certau pentru a lua cu ei. Unul dintre acei sfinți era sfântul de vedenie și în vedenie a avut o biserică, scările bisericii, treptele bisericii și a fost dus în biserică. În acea biserică, atunci pe Maica Domnului, de pe bolta Sfântului Altar, deci apsida altarului, când vizită acolo Maica Domnului, îl are pe rocul Iisus în zelie, acum interpretările sunt diferite. Apoi a văzut icoanele de pe iconostas. Aproape un an de zile, Daniel Turcea a căutat acea biserică și când era pe culmile disperării, nu există acea biserică, în urma unei s-a defectat troleu sau ce am călătorit el și încet, încet, mergând, a văzut treptele pe care le-a avut în vedenie, au urcat în biserică și în biserică a văzut pe Maica Domnului de pe porta Sfântului Altar, în absidă, și apoi celelalte icoane împărătești pe care le are cunoscut. A început o perioadă de, apropiere. Apropiere de credința creștină, de biserică, dar totuși mândria nu l-a lăsat și la un moment dat părerea de sine a revenit. Încât era foarte sceptic că va întâlni un popă, un preot, care să-l convingă de credința cea adevărată. Și unul dintre prieteni la sfârșitul de an, a cunoscut un părinte duhovnic, te-aș sfătui să încerci. El se gândea, ce poate să se fac practic, mai ales la inteligența, la cultura pe care o avea. Și a mers, în sfârșit, a acceptat, a mers la cernica, iar duhovnicul care l-a așteptat era părintele Arsenie Papacu. Părintele Arsenie a fost prevenit, vedeți că eu o să pun întrebări, o să fie... Însă, părintele Arsenie știa ce știa. Probabil că nu i-a adresat ca multe cuvinte. Daniel Turcea a început o spovedanie care a durat, după mărturie unora, și chiar cred că părintele Arsenie mărturisește, cam 8 ore. O spovedanie în care n-a fost nevoie de argumente logice,
Prezența domnicească a venit Arseniei a făcut să se topească gheața din minte și din inimă și împietrirea ei. Și a avut loc o spovedanie, deci Daniel Duce a avut o spovedanie în care toată ființa lui s-a cutremurat și chiar Părintele Arseniei mărturisește că nu a asistat la o asemenea spovedanie. După ce s-a încheiat această spovedanie, Părintele i-a spus, uite, dragul meu, fiind cu mâna pe Vidalion, după toate câte ai mărturisit aici, ar trebui 360 de ani să te împărtășești. Dar ca să vezi cât de bun este Dumnezeu, eu am să te împărtășesc acum. Și din momentul acesta se întâmpla în 1976. Din momentul acela, Daniel Duce a devenit de bun pentru Hristos. S-a apropiat din mine Sfântului Simeon Nou Teologie, biografia bizantină, a citit teologia Sfântului Grigore Palama, opera, atât cât era tradusă și cât a avut acces. Și această perioadă a fost întâmplată de omul de poezie Epifania. O poezie mistică, o poezie a luminii nemărginite sau luminii necreate, și foarte mulți dintre scriitori, văzând această schimbare, dumneau de bun, el devenise de bun pentru Hristos. Însă poezia lui, așa cum avea să constate mai târziu Părintele Dumitru Sănivae, poezia lui este o poezie mistică, iar Părintele Dumitru Sănivae, a cărui prefație oameni avem aici la Epifania, editată la Doxologia, avem prefața Părintele Vistele Doane, intitulată o poezie de fidelă redare și de profundă trăire mistică a învățăturii creștine ortodoxe, în care Părintele Sănivae numește unul dintre cei mai mari poezi mistici din perioada asta. Bine, în acea perioadă se știe că era și Ioan Alexandru, alt poet creștin mistic. Dumnezeu așa a gândit ca viața lui Daniel Duce să se încheie la 33 de ani. A fost lovit de o boală cumplită, un cancer din față, cam așa ceva. Din de două luni, viața a fost o luptă cu durerea și cu suferința. În poezia lui vom întâlni uneori această despărțire, ce înseamnă cancerul. Și el îl desparte cancer. Ca în cer. A fost o luptă grea. El a refuzat morfina și toate aceste, mă rog, medicamente care mai ateniază durerea. Infirmiera care îl îngrijea la spital spunea că lupta cu durerea, când alții urlau pe durere, el nu a scos niciodată niciun sunet. A luptat cu durere și a luptat cu alta. Pe 25 martie 1979, Daniel Turcea a fost împărtășit de Părintele Sofian Pontilu, care l-a luat în ascultare cu omnicească după plecarea Părintele Arseniei Papaciuc la Mănăstirea Sfânta Maria Tehnică. L-a împărtășit, chiar a mers cu Potiru. Cineva l-a dus cu mașina, cu Potiru, după Sfânta Liturghie, a mers și l-a împărtășit pe Daniel Turcea în spital. Iar pe 28 martie, deci la vârsta de 33 de ani, ar fi primit în anul acela 34 de ani, și la 33 de ani a trecut la cele 13. Acest poet mistic, 33 de ani, este o vârstă simbolică, este vârsta lui. Dar interesant este că Epifania, acest volum de poezie reeditat, a apărut pentru prima dată în 1978. Am văzut la editura Cartea Românească și, fără îndoială, probabil că cei care vor vorbi, vor vorbi poate și despre intervenția lui Ivan Florio Anania. Deci atunci, directorul la Cartea Românească era Marie Dumneda și Marie Dumneda, citind așa poezie, vă dați seama că nu înțelegea nimic. Mi-a zis, mă, părinte, l-a chemat pe Bartolomeu Anania, pe care de altfel îl iubea, Bartolomeu Anania era deja membru al unui scriitor, ce înseamnă Epifania. Și a arătare, mă rog, ce a explicat Bartolomeu Anania și i-a cerut părerea. Ce zici? Și bineînțeles că Anania probabil
În viitorul mitropolit va turna în Ania, s-a exprimat la superlativ și așa a apărut acest volum de poezie mistică creștină în 1978. Iar după aceea, după cum spuneam, așa a luat Dumnezeu ca el să fie altul, a scris și multe poezii în așa se trebuie de lucru spirituală și iată că se împlinesc 40 de ani de când Dumnezeu va chema. Este mărbătarea Mănăstirea Cernica, unde mâine, la ora 10, cu ajutorul Dumnezeu, vom săvârși slujba parastasului și vom ieși la mărunt. De aceea vă mulțumim tuturor pentru prezența la această privire. Acum, în ceea ce privește ordinea vorbitorilor, am zis să lăsăm în libertate, fiecare cum consideră să se scrie la cuvânt. Eu aș da totuși cuvântul lui Sever Negrescu. Am mai fost prezent la seriile noastre. Am mai avut încă două serii dedicate lui Daniel Turcea. Deci Sever este cel care s-a îngrijit de volumul acesta, de ediția aceasta, împreună o ediție numită Lucia Turcea. Lucia a pus la dispoziție materialul, dar Părintele Sever s-a îngrijit de această ediție de la Editura Doxologia. Da, vă mulțumesc. În seara încep sper la Părintele să nu se supere, pentru o corectură. Epifania cele din urmă, un poemă de dragoste creștină, nu este tot una pe Epifania care a apărut la Cartea Românească în 1907. Asta n-am precizat-o, Este un volum care conține ultimele poemele scrise în ultimii, de fapt, Daniel Lucea a trăit în profunzimea bisericii, cred că 7 ani, din 1972, când descoperă biserica, prin biserică se întoarce, biserica Sfântului Lefterie nou, care i-a păruse în vis și după multe căutări o găsește, și până în anul plecării la Domnul. Manuscrisele care au stat la partea editării acestor cărți, au fost donate de sora poetului, Lucia Turcean, și până acum au apărut patru volume. Primul, Epifania, cele din urmă, poeme de dragoste creștină, la Editura Doxologia la Iași. Apoi, acest volum, Urme de Lucie, Daniel Turcean, volum Daniel Ilie Turcean, pentru că trebuie accentuat pe poetele chemași Ilie, născându-se, fiind născut în apropierea datei pe 22 iulie, părinții au ținut să numească și Ilie, Daniel Ilie Turcea. Important în acest volum este capitolul, de fapt, cel care dă Seva volumului Viața fratelui meu, extraordinar capitol scris de sora poetului Lucia Turcea. Apoi sunt poemele acestea, două volumuri, poemele dedicate Părintele Arsenie, Avaciul, duhovnicul poetului, cel care îi scrie poetul știința că în 1978 are la tipar volumul Epifania și scrisoarea aceea o primește Părintele Arsenie Papacior de-abia în 1991. Iată cât făcea o scrisoare pe vremea aceea de la București la Techeon, câți ani, din 78 în 1991. De-abia atunci am primit-o. Apoi este volumul acesta, Reschiderea Venicia, un volum care cuprinde cugetările poetului, cugetările creștine. Ce ar fi de spus? Eu mulțumesc Facultății de Teologie pentru că
Și cred că atenția aceasta cuvenită este meritorie. Studenții de la Facultatea de Teologie este un material extraordinar. Trebuie să le redescoperiți pe Daniel Turcea, să-i fie multe, închinate multe lucrări de licență, de doctorat, disertații. Este într-adevăr un poet al luminii. El parcă vrea să contrazică prietenii apropiaților numită Daniel cel Nou. Pe Sfântul Simeon, noul teolog, îmi amintesc câteva versuri, nu căuta să exprim acestea prin cugetări, nici prin cuvinte, ci caută focul care mistuie din memoria mea. El caută să le exprime, așa cum Părintele Stăniloae spunea, că doar poezia poate să, limbajul privit poate să le exprime pe Dumnezeu. Dumnezeu este atât de mare încât singură poezia poate să exprime. Daniel Turcea reușește să le exprime pe Dumnezeu prin cuvinte și numește cuvintele oasele luminii. Mă voi folosi de cuvinte ca să descriu ce este mai presus de cuvinte, ca să descriu tăcerea care trăiește, ca să descriu desăvârșirea, ca și cum aș săpa într-o poartă valurile mării sau chipul vântului, dar mă voi folosi de cuvinte până unde nu mă vor mai urma. Și așa cum atunci simți ca și un har, fără dar tu lumină, oase ale luminii, ca să mă pot apropia. Lumină vină îți aduc în dar, cu nouă zonă înțelepții lumii, lumii respiră veșnicia. Și iată o mărturisire a lui Daniel Ilie Turcea, nu sunt poet, mi-e sete de lumină. Am adus copii după două manuscrise, poezia Anastasia, unde este cutremurător acest vers. Iată poezia întregimea, prândețea camerei îi arde în inima și nu mai știe nimic asemenea în iubire pe pământ. Știu, vom muri, dar câtă sprângoare. Puneți versul acesta lângă cele mele și ea nu credeam să învăț a muri vreodată. Iată un autoportret al lui Daniel Ilie Turcea, Penița. Ce este de remarcat? Irisul are forma crucii, ochii sunt sub forma crucii. Cu siguranță el era conștient de spusa evanghelică, dacă ochiul tău este curat, tot trupul tău va fi luminat, iar dacă ochiul tău este întunecat, tot trupul tău va fi întunecat. Deci dacă lumina care este în tine este întunericul, atât mai mult întunericul din afară. Nu vreau să, trebuie să îl citiți, să îl citim împreună pe Daniel Ilie Turcea și eu sunt convins, am spus-o și data trecută când am fost invitat aici, mă repet și mulțumirile
cadrul acelui cerc literar, cenac, nu știu cum se spune, de Părintele Nicolae Ștaină. Deci pe 16 aprilie vom avea tot în acest amfiteatru Dumitru Stănivae, Părintele Nicolae Ștaină sau și Revelația Fericirii cu Monica Hilar, George Ardeleanu și Părintele Mihai Dinea de la Buzău. Avem multe amintiri, mă bucur și mulțumesc mult pentru prezență. În rog pe Domnul Cristin să alternăm cu poezie. Aproape de moarte sunt. Rugați-vă. Rugați-vă, Heruvim, rugați-vă, Sfinți. Acum se va vedea înaintea cosmosului a miliardelor de fii ai Luminii adevărata mea viață. Atât de săracă în lumină, atât de străină de dragoste, numai sete, doar năzuință. Rugați-vă pentru mine. Înaintea morții și n-am hainele lumii, lumina nu are în suflet, dar Domnul poate să-mi fie în inima mea. Cu dragoste, pâine și apă. Mereu o certat, dar i-a dat cu mai multă bucurie. Fericită că întâlnește un om flământ sau însetat. Când a venit, i-au privit uimiți mâinile. Se făcuseră galbene și străluceau ca aurul. Vedeți, spuneau când o spălau, cum strălucesc mâinile care au făcut milostenii. Mai bine să citească întâi cei care au analize sau intervenții concrete pe text. Da. Comentariul meu nu citează, presupune textele cunoscute. Da. Dacă uite. Cine? Tatiana a spus că citează din texte, da. 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 Noi n-am. Doamnelor și domnilor, este pentru mine un prilej deosebit de a participa astăzi la acest simpozion sau mai degrabă la această prăznuire și mulțumesc Facultății Teologiei și special Părintele Gheorghe Holbea care m-a invitat anul acesta. Spuneam că este un prilej deosebit pentru că poezia lui Daniel Turcea este prima poezie creștină la care am avut acces eu personal. Am citit-o de pe niște caiete, copiate cu mâna și apoi, an la rând, am tot copiat și eu pentru o ediție, am transcris până când am avut acces la ediții tipărite. Așa că pot spune că încă din adolescență, Daniel Turcea este poetul inimii mele. Apoi am avut șansa să spun și profesora poetului și pe părintele Sofia Boiu, care a fost o duhovnică Daniel. Comunicarea mea de astăzi se referă la artele poetice ale Daniel Turcea, înainte și după convertire, este un studiu pe text. Și de asemenea o propunere de reinterpretare
a criticii literare dintr-o perspectivă creștină. Cred că avem nevoia să de a nu mai permite atât de strict domeniile, de a privi cu ochelari creștini acest domeniu. Evoluția spirituală și artistică a poetului Daniel Turcea a stârnit vii dezbateri și controverse în ultimii ani, în special după apariția ultimului volume de postume, cele menționate de Părintele Sebe, precum și a biografiei poetului scrisă de sora acestuia, Lucia Turcea, căreia, întâi de toate, îi datorăm aceste apariții, opere de căpătâi pentru literatura și istoria literaturii române din epoca respectivă. Dezbaterile acestea sunt legate de evaluarea și reevaluarea estetică și existențială a celor două mari etape de creație ale poetului, Entropia și Epifania. Și s-ar cuveni să conducă la o discuție mai consistentă despre definirea demersului poetic din perspectivă creștină, dat fiind faptul că Daniel Turcea ne provoacă printr-o ars poetică cel puțin excentrică pentru mentalitatea omului contemporan, postmodern. Dincolo de orice speculație, a doua etapă de creație a lui Daniel Turcea este mărturia unei experiențe duhovnicești autentice și profunde, comparabile cu a unui sfânt Simeon Nou Teolog sau, în epoca contemporană, cu a unui părinte Sofronie Saharov, cu al cărui parcurs existențial de altfel prezintă destule similitudini. În paranteză fie spus, mărturisesc aceste dezbateri și analize critice recente, a căror intensitate, din păcate, a scăzut relativ repede, m-au provocat personal să deschid ceea ce eu numesc dosarul Daniel Turcea, din două motive. Datorită abordării cu precădere estetice a cei de a doua perioadă de creație a poetului, anume din perspectiva onirismului estetic și a misticii sincretiste din Entropia, și în al doilea rând datorită lipsei unor chei hermeneutice valabile care să permită înțelegerea poeziei sale creștine, antume și postume, iar constatarea mea este că interpretarea operei sale creștine se bazează pe chei hermeneutice eronate care inevitabil conduc la concluzii eronate. Într-un articol în curs de apariție am arătat că a doua etapă de creație de Daniel Turcea, anume Epifania, are drept chei hermeneutice teologia și experiența isihastă și aceasta, iarăși, din două motive. Datorită parcursului său biografic, cu întoarcerea lui Hristos, vădită și recunoscută de cei care l-au cunoscut prin modul de viață ascetic și liturgic și prin relația duhovnicească profundă cu doi dintre marii părinți isihași și mărturisitori contemporani, Arsenie Papagiou și Sofian Bocheiu, și, în al doilea rând, datorită trimiterilor implicite sau explicite la scrierile unor mari părinți isihași de bisericii, așa cum s-a menționat, Sfântul Simeon Noul Teolog și Sfântul Grigore Palama, și prin terminologia și reprezentările patristice consacrate pentru descrierea experienței întâlnirii cu Hristos. În opinia mea, greșeala curentă este interpretarea poeziei sale strict, cum spuneam, estetic, iar experiența mistică ca simplă figură de stil, ca refugiere în mistică, a acestor experiențe duhovnicești autentice, pe care autorul, ca orice teolog, nu face decât să le consemneze. De aceea, doar o abordare interdisciplinară, de hermeneutică, deopotrivă literară și patristică, ar putea revela adevăratul mesaj al poeziei sale. În succinta mea comunicare, îmi propun să analizez în oglindă concepția lui Daniel Turcea despre arta poetică înainte și după convertire, din dorința de a provoca o discuție despre definirea creștină a demersului literar în genere, măcar la noi în mediile teologice, urmărind definirea unui instrumentar hermeneutic creștin în înțelegerea literaturii. După cum se știe, Daniel Turcea aparține curentului literar românesc al onirismului estetic, considerat o dezvoltare în literatură asupra realismului din artele plastice. Grupul Onini s-a constituit în 1964 în jurul lui Leonid Dimov și Dumitru Țepeneac,
care au definit conceptul în măsura în care această teoretizare era posibilă într-o epocă în care, citez, cenzura veghea cu strășnicie, nu numai pe plan politic, dar și pe plan estetic și mai ales teoretic, mărturisește Dumitru Țăpeneac într-un interviu acordat lui Eugen Simion în, Simion în 1991. În fond, la un prim nivel, onirismul propunea un mod de rezistență prin estetic la ideologia comunistă, proiectând o perspectivă deschisă către postmodernitate. Mai mult, venea cu o redefinire a sensului poeziei și a literaturii dintr-o perspectivă care deconstruiește antropocentrismul modernității. Ce este visul pentru onirici? În articolul său programatic intitulat În căutarea unei definiții, Dumitru Țepeneac afirmă că, citez, pentru literatura onirică, visul nu este sursă și nici obiect de studiu. Visul este un criteriu. Deosebirea este fundamentală. Eu nu povestesc un vis, ci încerc să construiesc o realitate analogă visului. Poetul oniric creează o altă lume, o lume deosebită de cea cotidiană, folosind elementele onirice pe care le identifică ascunse în cotidian, printr-o percepție care transcende vizualul și rațiunea. Prin demersul oniric se tinde spre obiectivare, spre proiectarea hiperbolizată care transformă sentimentul într-un, deci sentimentul într-un obiect vizibil, deoarece, citez, în vis totul e văzut, uneori chiar și gândul. Nu mai existi, nu mai existi decât un ochi. Am chiar citat-o. Onirismul nu evadează din realitate, ci creează o altă realitate utilizând legile visului. Prin oniric, realitatea nu este pur și simplu trăită, ci transformată potrivit visului, care este, citez, îndreptar legislativ, după cum spune Leonid Timov. Așadar, scriind, oniricii nu pretindeau că visează, orică descriu vise, ci aspirau să producă vise, să ofere creații compuse după regulile visului. Așadar, visul este o lege prin care se creează o altă lume, o lume în care poetul evadează dintr-un cotidian mai mult sau mai puțin confortabil. Pentru autorul Entropiei, poezia este emanație a substanței vitale ce ia înfățișarea unei încâlceli de forme, iar actul poetic are ca miză ieșirea din real, nu doar din realul lucrurilor, ci și din realul cuvintelor. Actul poetic produce acea fisură care face inteligibilă irealitatea, chiar dacă doar într-un sens apofatic, ca pe o orbire, ce are drept consecință ocultarea lumii empirice. Actul poetic în Entropia este evaziune de sub legile oricărei mișcări care se face, ceea ce face ca textul să se convertească într-un depozit de energie potențială, într-o artă a non-expresiei potrivit unei viziuni foarte apropiate de zen și hinduism. Trecând acum la etapa creștină, odată cu întoarcerea la Hristos, toate aceste elemente sunt convertite, sunt orientate într-o altă direcție, putem vorbi de o convertire a artei poetice însăși. Rezistența, acest spirit de frondă împotriva ideologiei totalitare, nu se mai realizează prin crearea unei lumi, citez, deosebite de empir, de cotidian, unei lumi paralele, structurate după legile visului și ale închipuirii, ci prin nevoința asumării lumii acesteia până la jertfă. Modelul prin excelență al acestei asumări a realității sunt martirii și mărturisitorii creștini din timpul regimului comunist, despre care a putut afla din sursă directă de la povățuitorii săi duhovnicești, părintele Arsenie Papaciuc și părintele Sofian Boghiu. Martirii sunt cei care, curățindu-se prin suferință, biruiesc moartea și dobândesc acea dragoste jertfelnică,
mărturia luminării și a unirii cu Dumnezeu. Citez dintr-un poem al lui Daniel Turcea. Pe cei ce nu iubește nimeni, cu dragoste smerită îi iubești. I-am văzut aproape stingeri, sfiindu-se de atâta fericire, printre muribunzi, printre uneltele urii, ei nu urau pe nimeni. Privirea lor de dincolo de moarte, purificându-se, în roa ce se prelinge pe obrazul cerului. Poem de iubire. Și al doilea citat, și se va vedea biruința celor ce n-au urât în fața întregului cosmos. Scriptura poetică nu mai este un joc estetic al acrobațiilor visului, ci devine prilej de spovedanie în fața întregii lumii. Iată ce spune. Om sunt pe pământ și ce-am știut m-a rătăcit sub soare și ce-am dorit m-a urățit sub lună și ce-am văzut frumos am aruncat și în rana abia deschisă am lovit și ce era nevinovat am lovit. Demersul poetic nu are sens decât ca istorisire și consemnare a autentice experiențe a întâlnirii cu Dumnezeu, căci potrivit artei sale poetice, o schiță de program poetic intitulată Poezia este slujire și jertfă, ce deschide volumul de postume Epifania din 2011, adevărata poezie este, citez, gest sacru, este jertfă, jertfă de laudă. Actul poetic nu poate avea decât un singur scop, citez în același poem, descrierea adevărată a lumii, care, lumea, nu mai este o realitate marcată de relativitate și nici joc al posibilităților. Poezia, citez, este descriere a sufletului, a sacrului. Închei citatul. Ce nu poate fi realizată decât în versuri, căci mai degrabă prin măsură, ritm și proporție poate fi zugrăvită taina în cuvinte. Însă, la rândul ei, vederea tainei este condiționată de curăție și nevinovăție. Citez. Dar cine poate fi atât de curat, atât de fără vină, încât să le vadă așa cum sunt natură și har? Am încheiat citatul. Astfel, demersul poetic-mistic presupune o asceză care nu este diferită de asceza pentru sfințirea omului. Poetul, citez, se aduce pe sine ardere de tot, iar trupul lui se cuvine să fie ca rugul aprins, aici cu referire directă la rugăciunea minții, la starea în care Duhul Sfânt se roagă în lăuntrul omului. Și abia atunci, în această stare, ochiul sufletului începe să vadă și este capabil să descrie, citez, revărsarea luminii a negrăitei lumini necreate. Citatul. Dacă în prima etapă de creație cuvintele se obiectualizează și se autonomizează, alcătuind materia, elementele constitutive ale lumilor paralele pe care ele însele le creează, adică cuvintele, avându-l pe poet doar martor al acestei creații, în etapa poeziei creștine viziunea este inversată. Realitățile sunt cuvinte, sunt logosuri, sunt rațiuni dumnezeiești. Citez. Cerurile, lucrurile sunt litere ale cărții veșnice și sublime, care descrie lumina. Cuvintele sunt vase ale negrăitei taine. Ele nu ascund lumii posibile, dincolo de învelișul realității empirice, ci ascund frumusețea și arhetipul care este însuși logosul dumnezeesc, cuvântul lui Dumnezeu. Și iarăși, calea de acces către această taină este, cum spune poetul, desăvârșita iubire, iar nu nemișcarea și conservarea energiei sortită inevitabil de zordinii entropice. În încheiere aș vrea să vă pun la inimă un îndemn. După cum știți cel mai mulți dintre dumneavoastră, marele teolog român al secolului al XX-lea, Părintele Duvitu Stăniloae, afirma în prefața Epifaniei din 2011 următorul lucru. Avem în față un volum de poezie categoric creștin, o poezie extraordinară,
cum n-am avut în literatura noastră și cum nu este în lumea întreagă. O poezie de mare adâncime și căldură despre ortodoxie. O poezie care se va impune în lumea întreagă. Îmi doresc ca acest eveniment să contribuie puțin la împlinirea acestei frumoase profeții a Părintelui Dumitru Stăniloae. Vă mulțumesc! Poetul va muri din cauza unei forme necunoscute de cancer.
În anul 2011, literatul slăgea a publicat sub titlul de Epifania, un volum de versuri Daniel Turcean, care putem citi poezii scrise spre sfârșitul vieții, unele chiar pe patul de spital, alături de versuri publicate și în volumul omonim din timpul perioadei comuniste. Această carte se aseamnă într-un fel prin conținut și dimensiuni cu celebra scriere Teologia Mistică a Sfântului Dionisie Areopagitul. În foarte puține și dense pagini, atât Sfântul Dionisie Areopagitul cât și Daniel Turcea vorbesc despre părtășia la mari taine ale misticii răsăritene, în fața cărora cuvintele se arată neputincioase. În acest sens, poetul exclamă în poezia intitulată Rugăciune 2, dar cum poți alcătui metafore când totul este altfel? Privite dintr-o perspectivă teologică, versurile din actualul volum Epifania sunt un adevărat rezumat într-un registru poetic modern al vorbelor și localiei. Multe din poeziile lui Daniel Turcea nu pot fi înțelese în profunzime decât de persoanele care sunt obișnuite cu practica rugăciunii. La niciunul dintre poeții români nu găsim frumusețea mistică și profunzimea duhovnicească ce radiază din versul acestei cărți. Citind și volumul biografic scris de Lucia Turcea, sora poetului, ne convingem de faptul că nu avem de-a face cu o simplă poezie despre Dumnezeu, ci este vorba de o transfigurare în plan poetic a unei comunicări și comuniuni intime între artist și Tatăl Ceresc. Este o poezie în genul imnelor Sfântului Simeon Neoteolog, cu care Daniel Turcea s-a întâlnit și a vorbit după cum i-a mărturisit surorii lui. În versurile din volumul Epifania se regăsesc teme majore ale misticii ortodoxe, dintre ele numărându-se și cea a unirii credincioșilor cu Iisus Hristos în Dumnezeiască Euharistie. Taina Sfintei Treimi, întruparea Cuvântului Dumnezeu și Sfânta Euharistie pot fi considerate cele mai mari taine ale creștinismului. Ele sunt strâns legate între ele și rezumă, concentrează întreaga învățătură creștină. Prin împărtășirea cu vrednicie din Sfintele Dumnezeiești și înfricoșătoarele taine, are loc o spiritualizare a artistului, care la rândul său poate crea zilitor opere de artă sub peceta adevăratei iubiri. Toate aceste aspecte se regăsesc în viața și în poezia lui Daniel Turcea. După convertirea sa, el s-a delimitat cu mătrânul de când volum de versuri publicat în 1970, spunând că prin ceea ce a scris în entropia a depărtat probabil de adevăratul Dumnezeu. După ce va începe să se împărtășească din harul rezultat Sfintelor Taine, viața și poezia sa vor fi o continuă mulțumire și doxologie adusă lui Dumnezeu. Poetul, ca și Sfântul Simeon Neoteolog, vorbește mult de lumina necreată, care este însă și iubirea însuși adevărul. Atunci când se împărtășește, trăiește în această lumină, așa cum vedem și în poezile Lumină din Lumină și Bucurie. Taină, pogoară, rămâi în taina ființii mele lăcaș, ție întreită lumină, fi tăcerea mea, fi cuvintele mele. Și lumină în mine ca în cerul răsar, trup și sânge, pâine și vin, îngerii nu îndrăznesc să privească potivul, dumnezeiasca hrană, și cum din pământ fiind să cuprind, cort să-i fiu și altar, celui ce în cerul de har nu se poate de îngeri în cer să se cuprindă și cum întreg să le am Dumnezeu în mine și să mă apropii de eternitate mereu. Darul dumnezeiești Euharistie rodește într-o inimă plină de jertfă și de căință. Această intensitate a trăit momentul Sfintei Cuvinecături de către Daniel Turcea se datorează și stării sale de profundă umilință și pocăință. Poetul, cu ajutorul lui Dumnezeu, trece de la o viață împătimită, îndibată de orgoliul luciferic, la o viață cu adevărat cristică, încât duhovnicul său, Ava Sofia Boghiu, exclama după moartea poetului: noi cei care am rămas nu suntem vrednici nici să ne gândim la smerenia pe care a avut-o Daniel Turcea, dar să o atingem. În poezia Trezvie, Daniel Turcea vorbește despre însemnătatea umilinței. Cum n-am trăit, cum nu pot spune, numai smerita cugetare și darul lacrimii mânghietor, cum doar blândeții se împarte, se poate face punte peste moarte, peste lume, mutând în mare întunecatul munte. Cel mai important moment al Sfântei Liturghii îl reprezintă prefacerea darului de pâine și vin în trupul și sângele Mântuitorului.
Trebuie spus că Dumnezeiastru Euharistie este o actualizare, nu o repetare a jertfei Mântuitorului de pe Golgota. Jertfa de pe Golgota și jertfa euharistică sunt inseparabile, alcătuind o singură jertfă. Totodată însă trebuie să fie și distinse una de cealaltă. El alcătuiesc unul și același om al vieții de har dătător, sădit de Dumnezeu pe Golgota, însă umplând cu rabele sale mistice întreaga Biserică a lui Dumnezeu și hrănind până la sfârșitul veacului cu roadele sale mântuitoare, din timpul dumnezeiești liturghii, pe toți cei care caută viața cea veșnică. Aceste realități mai presus de fire din timpul Sfintei Liturghii, la care asistăm poate nepăsători, le descrie Daniel într-o cea cu o sensibilitate și o frumusețe aparte, în poezia intitulată Cerul coborât pe pământ. Hristos este cu noi, Hristos cel înviat. La fiecare liturghie este aici, în altar, în toată lumina Dumnezeirii sale, întremurați-vă, nu este gând, nu este dor, este cerul coborât pe pământ, cu îngerii mai mulți decât stelele, înconjurându-l. O cristale pe care inundă, o vuietă de arii neauzit. Iată, suntem orbi, suntem surzi, inimile s-au făcut cu nezmoala. Piatra cu cerce este strântă și cântă văzându-i masa mormântului cuvinte înfricoșătoare de vedere. Fiți Teofor, fiți Cristofor, purtați-l în inimă, cum poți lumânarea de Paște între palme, El este aerul, El este viața, El este sângele întâlnindu-ne. El ne vrea pe toți asemenea Lui. Cum nu vom fi vrednici de iar când sângele Lui a curs pentru noi? Iar și iar răstignindu-se în toate liturghiile anului și nu l-am vrut și nu l-am crezut și nu l-am urmat și n-am pus să fim fără moarte. Cerurile se deschide înaintea noastră și vine potocul de raze și vine Dumnezeu ca roa în potir. În fiecare, în Sfânta Euharistie, Domnul Iisus Hristos se pune la dispoziția noastră și pentru ca, odată cu sine, să ne ofere Tatălui și pe noi, cei care ne împărtășim cu trupul și sângele Mântuitorului. Așa cum spune Părintele Dumitru Stăniloae, la Dumnezeu Tatăl nu putem intra decât în stare de jertfă curată. Iar starea aceasta de jertfă curată nu o putem dobândi decât numai din starea de jertfă curată a lui Hristos, care în sensul acesta se aduce continuu Tatălui. Cunoscând aceste învățături, putem pătrunde mai ușor în adâncimea unor versuri precum: păstra lumea în el ca pe o lacrimă șovăitoare, ca pe un trup și ca pe un sânge și ca o pâine și ca un vin. După convertirea sa, Daniel Turcea primește binecuvântarea de la un preot pentru Sfânta Împărtășare noaptea de Paște, fără însă ca acesta de număr să-l și spovedească pe tânărul poet. După ce s-a împărtășit, Daniel Turcea a fost cuprins de o mare tristețe și se gândea adesea că s-a cuminecat cu nevrednicie. În contrast cu acest episod, ultima sa împărtășire cu Sfintele Taine dinainte de moarte, fiind primită cu pregătire și pocăință, îi aduce o mare liniște și bucurie sufletească. Iată cum o descrie Lucia Turcea pe fratele său în aceste clipe de har. Daniel s-a împărtășit cu atâtea evlavie și lacrimi de bucurie, încât nu-mi găsesc cuvintele potrivite ca să descriu acest moment. Eu una nu mai văzusem ceva asemănător, n-am termen de comparație. Aveam impresia că trăiesc un moment prea frumos ca să poată fi și real. Ultimele cuvinte rostite de Daniel Turcea în această amăgitoare și trecătoare viață au fost rugații. Poetul, după convertire, s-a transformat într-un om dedicat în întregime rugăciunii. Iar cuvintele sale de sfârșit au fost ca o încununare și ca o mărturisire acestei stări. Totodată, paginile Epifaniei ne introduc într-o atmosferă duhovnicească, asemenea cărților de rugăciune. Daniel Turcea a scris chiar o rugăciune în versuri pe care fiecare credincios o poate spune după ce s-a împărtășit cu dumnezeiește și înfricoșătoarele taine. Iisuse, cuvânt al lui Dumnezeu și Dumnezeu din Dumnezeu, Tu desăvârșirea, Cel care în Sfintele Taine întreg locuiești în mine acum, străin mie, lasă dar razele tale să strălucească în inima mea, învie sufletul meu cel pustit. Cum din piatră a izvorât apa cea vie, darul tău în inima mea sfințind, vino, Doamne, ajută-mă,
Dumnezeule mare, Dumnezeule sfânt, Dumnezeule veșnic. Poetul Daniel Turcea poate fi considerat un simbol și un ocrotitor al unei abordări profund spirituale, cristocentrice a creației artistice. În aceste momente de cumpănă, românii nu au nevoie de o cultură ca și scop în sine, ci de o cultură a Duhului, o cultură mărturisitoare, o cultură care să sporească în noi și între noi prezența lui Dumnezeu. În anii 90 am făcut parte din Asociația Sfinților Creștini Ortodoși Români din București. Sora poetului Daniel Turcea venea des în sediul asociației noastre și se simțea foarte bine în mijlocul studenților. Ea ne spunea că ar vrea ca volumul Epifania să fie publicat de asociația noastră. Din când în când ne-a arătat câte o poezie inedită a lui Daniel Turcea, unele dintre aceste versuri fiind publicate pentru prima oară chiar în revista asociației, Schimbarea la față. În anii 1998-1999, asociația noastră a organizat concursul de literatură creștină Daniel Turcea. Am fost trimis să vedem că, în ciuda unei mediatizări modeste a concursului, am primit la redacția revistei sute de materiale din întreaga țară. Acum pot spune că nu numai ideea de literatură creștină i-a atras pe mulți tineri să ne scrie, dar și Daniel Turcea, ca toți oamenii mari duhovnicești, a putut dincolo de moartea trupească, din puterea Harului, să adune inimile câtorva de tineri spre un sens spiritualizat al vieții și al creației artistice. Întrucât unirea de plin dintre Hristos și creștini, realizată în Dumnezeiască Euharistie, este o dovadă a supremei iubiri dumnezeiești, voi încheia această comunicare cu poezia Iubirea ce se pogoară. Atingerea-ți vindecă lepra, degetele tale dăruiesc lumină, celor orbi le sunt dimineață. Iubire, ai petrecut cu ucenicii, ai umblat pe ape ca pe uscat, ai binecuvântat pâinile, ai tămăduit mulțimi, ai iertat, ai mângâiat, ai adus bucurie, ai rostit despre lumină, ai chemat la viață și ai arătat viața. Și ai dat trupul luminii spre hrană și sângele luminii spre iertare. Și nu numai tu, ci toți cât s-au urmat ție, numele cel prea dulce al izbăvirii tu ești. Apa odihnei cea numai viață, temelile adâncului și izvoarele luminii ce nu e departe, ce nu e afară. Iubirea ce vine din moarte, iubirea ce învie, sub ploaia de raze, o ritoare lumină. Soare mai adânc decât cerul, soare întrei străluciri, cu toată puterea de a fi, tu ești, asemenea pâinii, asemenea vinului, în adâncul inimii mai aproape tu ești. Iubirea cea cu bunătate, iertând, mâinile ți le curci pe lemn, uimire, dăruiește în simțirea darurilor tale. Tu bucurie, tu prea curată bucurie, mai presus de toate câte au început să fie și sunt. Să se deschidă ca o poartă.
către splendoarea celei ce ne poartă din mărâni spre spaimă, către Dumnezeu. Să vină îngeri, Doamne, îngeri, ei să cânte azi în numele rugicii veșnicii. Bucură-te, Sfântă Maria! Numai ea, ca un cer, mai adânc, mai curată, ca din nor, ca din rugă, l-a cuprins din tăcerea neurmată ce ne-a urmărit, a învins. Iată, îngerul mirându-se a strigat ție, bucură-te, singura ușă prin care a trecut singur cuvântul, înalt de preț, izvor în pustie, ești picioară a bucuriei, a biruinței. Sfințite apele sunt fioare de chipul celor bindesc și peste ape se poartă glas, apa renașterii, cer ce pogoară, trupul rămas dar mai presus de cer, fecioară Maică Iubirii și soarele, ce răsarea acum peste suflet, în taină ce ascunsă a firii. Iată, n-am veșor împărătesc, cum voi intra în lăcașurile tale, mireasă? Iată, Fecioară, cum să mă apropii când gândurile mele sunt încețoșate de chipuri străine, când nimic bun nu este în mine? Fii bună și iartă-mă. Bucură-te, Maica Biruinței, prin tine l-am cunoscut pe cel ce-a tras linia curbă deasupra adâncului, mai înainte de atomii primitivi. Cred și mărturisesc adevărul. Eu, la mine ar fi chiar în continuare a locuțiunii Tatianei, deja că e tema literară, la mine chiar se continuă ideile, acum se poate continua și, să zicem, partea teologică, deci cum știți dumneavoastră? Bună seara! Vă mulțumesc dumneavoastră și părintelui profesor Gheorghe Holdea pentru ospitalitate. Mă găsesc după cam 4 ani, cred, în aceeași sală și cu emoții mai mari ca prima oară. Tot duhul poeziei lui Daniel Turcea mă aduce de data aceasta, nu pentru a celebra ca în 2015 70 de ani de la nașterea poetului, ci pentru a comemora trecerea lui la lume. Se spune, nu știu cât de potrivită e gluma asta în post, dar se spune că în ciuda tuturor așteptărilor, criticii liberali se mântuiesc, însă sunt condamnați să citească în veșnicie propriile lor producții. Și de aceea și pentru că am niște circumstanțe personale, care într-un fel mă scuză, mi-am pierdut de curând și mama și fratele, și n-am putut veni cu lecțiile învățate astăzi, vă cer îngăduința de a actualiza un text pe care l-am publicat la vremea respectivă în suplimentul literar al ziarului Lumina și care se numea Ființa poetului, poetul ființei. Era ocazionat de nașterea lui Daniel. Și o să încerc să dezvolt în măsura în care poate fi ceva dezvoltat. Fără a fi unic în literatura română, cazul lui Daniel Turcea rămâne totuși singular. Rare sunt acele situații de combustie existențială atât de completă în apăsătorii ani ai deceniului 7 din secolul de curând încheiat. Poate doar Nichita Stănescu și Virgil Mazilescu și acum îmi vine în minte, doar care măsură, Darie Magheru la Brașov și, bineînțeles, într-un alt registru, să mai fi ars cu atâta voluptate la ambele capete ale lunării. Născut la Târgu Jiu în 1945, într-o familie cu îndelungată tradiție preoțească,
Daniel Turcea moștenește de la mamă rigoarea matematică a viitorului arhitect. El a absolvit institutul în 1968. Impregnată însă această rigoare de duhul rugăciunii care nu l-a părăsit niciodată, că l-a salvat adesea. De exemplu, la 15 ani, bolnav de astmă, serină. Apoi, iarăși, ca prin minune, în momentul absolvirii, când o ultimă și, într-un fel, providențială criză, îi îndepie să nu mai plece unde fusese repartizat, și anume la Reșița. Dar, desigur, și în cele de 2 săptămâni, pe care eu le-am numit agonice, și care preced convertirea lui, adică, într-un fel, întoarcerea fiului risipitor. Există un contur elegant și precis în poemele lui, chiar și numai în cele repudiate, nu știu cât de drept, din Entropia, și care i-ar fi putut ajudeca fără dubiu un loc în față în istoria liricii contemporane. Vă dau un exemplu, citez. Dar închipuiți-vă o răsturnare de șiruri, pedalând pe biciclete în evoluție lentă, aproape de feminitate, curba alunecând de plăcere a timpului, împlinit și păcând de axe și roți de translație, argintate, am chiar citat, din liniștitoare întinderea vieții. Mulți ar fi mulțumit doar cu atât și n-ar fi greșit, pentru că ermetismul geometric, panteismul, puritatea formală, fac oricând un poet prizabil, dacă vreți, în descendența unui Mallarmé sau Ion Barbu. Și aici sunt de acord și îndrăznesc să o completez pe Tatiana Petrache, pe opinia mea. Nu doar că grila hermeneutică sau ochelarii de lectură sunt greșit aleși, sunt incompleți, pentru că a spune despre Daniel Turcea că este poet oniric și atât e prea puțin. El este și asta, dar nu este numai asta. Și atunci nu putem reduce doar la atât. Dacă vreți, e ca în cazul marilor personaje balzaciene, acele personaje paresant, cum le numea, care sunt mai mari ca dimensiuni decât în natură și care au, desigur, întotdeauna o dominantă psihologică, dar au și trăsături care unor contrazic sau oricum completează dominanta și care îi fac de o complexitate de diamant cu mai multe fațete. Ăsta cred eu că e cazul lui Daniel Turcea. Nu putem reduce doar la o etichetă, oricât de generoasă ar fi ea, de poet hermetic sau oniric sau panteist sau așa mai departe. La Daniel Turcea e însă mult mai mult decât atât. O sete ontologică irepresibilă îi determină destinul și am apăsat pe cuvântul destin, înțeles atât ca biografie. Și vă dau un detaliu. Obține nota 9.95 la admiterea de la teologie, dar nu e matriculat din cauza posabile. Și înțeles acest destin și ca opus magna. Și mă refer aici, desigur, la Epifania din 1978 și care, fără voia lui, într-un fel, a fost republicată la un moment dat împreună cu Entropia. Desigur că nu putea fi adminte și aici am o ipoteză personală și pe care vă propun să o păstrez în același timp pentru mine. Fiindcă eu nu cunosc, cel puțin în literatura franceză, atâta cât e cea la care am acces, un caz similar. Adică există poeți creștini și de mare suprafață. Însă nu există un astfel de caz, dacă vreți, de detentă mistică. Și poate că, într-un fel, Entropia era necesară. Poate că Epifania nu s-ar putea explica fără Entropie. Ca atunci când e nevoie să atingi fundul apei ca să poți sări deasupra ei. Poate că ele se leagă într-un mod profund și existențial. Ca în, să zicem, convertirea lui Saul în Marele Țară. Așa înțeleg eu, așa îl văd sau îl citesc cel puțin. Nu putea fi altminteri. A trăit puțin, hristic, iubind și cercetând viața, miracolul ei inefabil. Citesc din nou. O, de-ați ști ce înseamnă neutrina, ce înseamnă transparența vieții, am chiar citat. Și-a acceptat suferința cu un zâmbet de mucenic, fără un geamă de durere măcar. Și a intrat în moarte precum într-o grădină. Citesc din nou.
Îngropați morții ca pe semințe, am încheiat citat. Se grăbea să publice înainte de sfârșit, ca într-un fel de cursă contra cronometru. De aceea, etichete procustiene și care sunt foarte uzate în astfel de circunstanțe, precum tragic, prematur, absurd și așa mai departe, nu se potrivesc acestei treceri, pentru că vorbim de o trecere. Și este o trecere luminoasă și imperială, aș zice, în împărăție. De exemplu, se știe că Părintele Sofian, pentru a-i administra ultima împărtășanie, s-a îmbrăcat cu toată veșmintea. Și citind asta, mi-a venit în minte, sunt mă corectat dacă greșesc, Părinte, că Sfântul Vasile cel Mare umbla destul de modest îmbrăcat, dar când slujea, s-a îmbrăcat pe un prinț al bisericii. Da. Da, cu toate veșmintele. Da. Ar fi împlinit la 28 martie 70 de ani. S-a mutat însă la vârsta lui Hristos. Posteritatea lui literară și biografică, și aici merită o mențiune aparte Părintele Negrescu, pentru că volumul îngrijit de sora poetului și anume Urme veșnicie, mie mi se pare excepțional. Posteritatea lui așadar literară și biografică producea peste ani un efect, mi-am permis eu să-i spun, dacă ne îngăduiți, un fel de efect Doppler inversat, dacă pot să spun așa, în sensul în care magnitudinea lui poetică sporește pe an ce trece, mult peste, am spus eu, smerenia fragilei sale făpturi de lut. Și nu întâmplător se numără printre marii poeți, sau ar trebui să se nume printre marii poeți religioși ai secolului 20 de la noi și de aiurea, deși cred eu că nu i-ar fi plăcut să știe sau să se spună asta, întrucât smerenia adevărată este singura virtute care se ignoră de sine. Ce rămâne din ce nu mai este? Frumusețea unui vers și melancolia unui epitaf. Versul ar fi: cerul e o pasăre în Dumnezeu, iar epitaful: fie în pământul ochilor iertat. Dumnezeu să-l ierte. Vă mulțumim. Copleșește spre iertare, spre întunezire. Îmi mărturisesc
biserică lor și la fără seamă. Iată, Doamne, greșit, ajută-mă. Ajută-mă să zdrobesc răul din mine, ca să-i zgrumească din adâncul făpturii, din grăuntele tău de muștar, iubire. Puritate. Cămara unde mirele s-a înveșmântat în trupul țesut de prea curata trăire, o puritate. Iată un om, o fecioară, cum trăia neștiută. Nimeni nu putea crede, nu putea visa, nu putea dori ca un om înaintea căruia îngerii se smeresc, îl va naște pe Dumnezeu. Brațele tale l-au legănat, ochii tăi lăcrimați de iubire și teamă, i-au văzut fața de prunc, i-au cuprins, necuprinsa în lumină. O puritate, numai tu poți întrece pe îngeri, numai tu puteai sta în mijlocul unui asemenea foc, ca în mireasmă și în rouă. O nevinovăție, numai tu nu poți fi învinsă de nimic pe pământ. Rugați-vă pentru mine, rugați-vă biruitorilor, fericiților, rugați-vă în lumină, în har și în adevăr. Să începe eternitatea ascultării lui Dumnezeu, a vieții lui Dumnezeu, a rugăciunii lui Dumnezeu, Dumnezeu. Iartă-mă, am căutat o petală, în chipul cel mai frumos, am crezut că era în clipa cea scrisă. Te iubesc, dar prea puțin. Dă-mi să te iubesc cu întreaga ființă. Dar cum poți alcătui metafore când totul e altfel? Izvoarele vieții încep. Iartă-mă, sunt vinovată, dar nu te depărta. Roagă-te în mine, trăiește în mine, ca eu să trăiesc în tine. Știu, e cu putință, deși abia putez arosti să devin după har ce nume sub cer, Dumnezeule, ție, asemenea, iartă-mă, învie-mă. Și dovadă că mi-a plăcut, am combinat
acest vers. Și am pe acela și era mare drag de citesc. De multe ori am mers la Mărțirea Cerită, la Mărântul lui Daniel Turcea, care este pe Mărântul lui Ioan Ianin. Foarte interesantă apropierea. Am mers cu fiii bucnicești, fiile bucnicești, și am recitat, dar nu mă credeți. Pentru că e altceva de credeți. Rugăm acum pe Doamna Elena Dumnezeu să ne... Da. Și eu vreau să vă spun că mă bucur foarte mult că sunteți aici, iată, atât de mulți, ca să-l prăznuim cu toții pe Daniel Turcea și mă bucur că Facultatea de Teologie l-a luat în brațe într-o îmbrățișare atât de constantă pe el și pe alți oameni frumoși ai culturii române ca părintele Nicolae Steinhardt și alții, care sunt cu siguranță, sunt sigură că mă împrospătează viața universitară cu exigențele ei și ne arată că ceea ce învățăm pe hârtie are muguri de lumină în cerul nostru pe care îl creăm zi de zi. Pentru că, uite, și Daniel Turcea creează o parte din cer și Nicolae Steinhardt sunt părți din cer pe care chiar noi le creăm fiecare din noi atunci când avem momentul de grație de a depăși starea comună. Se întâmplă fiecăruia și având acces la o asemenea poezie și înțelegând-o până la urmă fiecare din noi mai creăm un fragment din cer de pe acest letopiseț al lui Daniel Turcea pe care îl voi comenta și eu acum. Textul meu se numește Daniel Turcea și Arvo Pärt, repere axiale ale liricii sacre. Bănuiesc că, adică știind că avem aici un public creștin, bănuiesc că mulți dintre voi ați auzit de marele compozitor estonian Arvo Pärt, despre opera căruia și Fabian Anton a publicat o cărticică. Și oricum, dacă nu știți, cred că tot ce vorbim noi aici vă va stârni curiozitatea pentru ca să aflați mai multe. În ultimele decenii, poezia lui Daniel Turcea a fost valorizată, după părerea mea, mai mult de teologi, de pleroma ortodoxă, decât de critica literară. Și este foarte bine că Daniel Turcea și-a câștigat treptat prin publicul creștin tot mai larg și de calitate, statutul bine meritat de vârf de lance al poeziei creștine române moderne și postmoderne. Unii îi conferă chiar statut de unicitate absolută în peisajul poeziei imnice, laice, românești, moderne, trecând în plan secund numere per de mare valoare ca ierarhimonahul Daniel Sandu Tudor, Radu Gir, Vasile Voiculescu, Ioan Alexandru și alții. Și totuși există o unicitate clară a lui Daniel Turcea în această panoplie bogată a poeziei imnice românești a secolului 20. În ce constă această unicitate? În rectitudinea dogmatică ortodoxă, dublată de adâncimea trăirii, subliniată de mai mulți teologi și de biograf, de biografa Lucia Turcea, în virtuțile creștine incontestabile ale autorului de după convertire, care făcea o notă distinctă pe atunci în mediul literar boem și liber cugetător din epoca socialismului în floare? Acestea, adică rectitudinea dogmatică și etosul creștin, își au desigur valoarea lor, dar nu sunt de fel suficiente, nici determinante pentru crearea unei poezii mistice de înaltă valoare. Mai mult, virtutea smereniei, notată de comentator și special de Lucia Turcea, pare mai degrabă descurajantă în privința atingerii unicității artistice, adică care implică și originalitate. Sau nu este așa? În ce constă așadar plus valoarea poeziei lui Daniel Turcea? În densitatea ei revelatorie, obținută cu un minim limbaj literar și cu structuri poetice foarte sintetice și simple. O simplitate nu programată din afară, potrivit unei inginerii literare, ca la Ion Barbu, de pildă,
sau la alți autori de haicuri de pe la noi, ci venită din interior, din plenitudinea trăirii mistice și din mirarea în fața misterului, condusă poetic până la pragul tăcerii de dincolo de cuvinte, tăcerea isihastă. Tocmai în această ușurință a exprimării revelației, a participării la lumea de dincolo de văl, constă unicitatea lui Daniel Turcea, iar ușurința e calea inimii înduhovnicite. Calea inimii contopită cu Dumnezeu în tăcerea mistică densă, care se numește isihie. Din această isihie, stadiul înalt al rugăciunii tăcute de dincolo de cuvinte, picură lin și cumpătat, ca stropii denși de rășină din trunchiul de brad bătrân, verbul eliptic plin de har și de respirație personală al lui Daniel Turcea. Această îmbinare intimă dintre harul dumnezeiesc și respirația personală, nuntite împreună ca într-o terță persoană, o teandrie poetică, poetică în sensul de creație poetică de la poiesis, cuvântul lui Aristotel, conceptul lui Aristotel, constituie specificul unicității poeziei lui Daniel Turcea și tot vine să spun muzicii lui Daniel Turcea. Căci poezia lui Daniel Turcea este muzică, dar nu eufonie epicureană a sunetelor plăcute a uzului sau generatoare de mișcări sufletești comune, ci ritm și emergere a sunetului fundamental, respirație pneumatică. La cei mai mulți poeți religioși, chiar la mistici ortodoxi, această contopire dintre harul dumnezeiesc și omul autor se realizează pe porțiuni scurte, cea mai mare parte a scriturii rămânând dominată de raționalitatea poetului și de tehnicile sale mundane de construcție literară. Sunt cazuri când sonetiștii scriu sonete, nouăzeciștii scriu nouăzecisme, frapturiștii scriu frapturisme, în care inserează din loc în loc câteva bâlbâite motive creștine pentru a rima cu moda vremii de reîntoarcere a poeziei creștine. Dar nu e acesta cazul lui Daniel Turcea. La Daniel Turcea, în lirica lui epifanică, această comuniune teandrică este aproape o stare continuă, de ca și cum o nouă inimă se naște în actul poetic. Această nouă inimă este poemul. Cuvântul redevine spirit. Fiecare cuvânt. Aceasta este marca adevăratului poet mistic. De aici înrudirea intimă a lui Daniel Turcea cu compozitorul estonian ex-sovietic Arvo Pärt. O înrudire spiritual-poetică esențială pentru validitatea mistică a actului creator religios în epoca noastră, când falsul sau falsitatea trăirii se simte deosebit de acum. De aceea o voi argumenta. Minimalismul metafizic al lui Daniel Turcea își are originea în primele decenii ale secolului 20, nu este invenția lui. Fiind inspirat inițial de un compozitor ca Erik Satie, cu toate că atunci nu exista conceptul de minimalism, și impus apoi de pictura metafizică a lui George de Chirico și George Morandi. Totuși nici mistica chietistă cu iz oriental a lui Erik Satie, pe care acum îl ascultăm frecvent la radio, și, mă rog, în cinema, în media în general, nici metafizica pictorilor italieni fabricată în laboratoarele avangărzii nu se hrăneau din bagajul revelației creștine, cultivând mai degrabă o mistică impersonală de fabricație intelectuală. Era vorba deja la pierderii absolutului de către civilizația mașinii și gravitând spre un sens indicibil și apersonal. Această metafizică a înstrăinării ontologice a învățat însă să decupeze sunetul sau cuvântul fundamental sau imaginea încărcate de sens supramundan, metafizic, imagini sau cuvinte trăind deja în ele însele metafizicul și nu doar grație compoziției operei, cum se făcea până la sfârșitul secolului XIX în clasicism. Această redescoperire sau căutare a sunetului sau imaginii sau cuvântului unic, gravitând de sens, cu S mare, a fost preluată și de scriitori și poeți de filiație avangardistă, ca Dino Buzati de pildă și alții. La noi, necuvintele lui Nichita Stănescu, adică cuvinte de dincolo de cuvinte, pline de sens sau de sensuri,
sunt esențiale în această direcție și au constituit un precedent sau un dialog, un stimul determinant pentru Daniel Turcea. Minimalismul lui Daniel Turcea aduce în plus dimensiunea creștină, absolutul căutat în cuvântul unic sau în sunetul unic nu mai este unul abstract impersonal, ci este logosul dumnezeiesc întrupat și asumat existențial de poet. De aici forța lui Daniel Turcea și unicitatea sa în lirica românească și probabil în cea universală. De aici ușurința lui Turcea de a exprima realități de dincolo, epifanii, cuante din taina urcușului omului pe calea crucii spre Dumnezeu, bucuria de dincolo de cuvinte a îmbrățișării omului cu Dumnezeu. De obicei, poezia creștină exprimă realități supramundane destul de anevoios, cu ajutorul unui limbaj prolix, încărcat teologic și descriptiv, cu citate abundente sau mai puțin abundente din texte clasice, religioase, ori cu ajutorul unor metafore somptuoase și a unui vocabular hieratic, prin lungi monologuri subiective de tipul spovedaniei, ori prin recursul la arsenalul tradiției imnice și etnico-religioase locale. Și mă gândesc acum la repere mari, precum imnele Sfântului Simeon Noul Teolog, precum Daniil Sandu Tudor, precum Radu Gir, Ioan Alexandru, pe care i-am pomenit. Repere esențiale, dar având cam aceste fundamente de exprimare a trăirii religioase. Toate aceste procedee țin în linii mari de clasicism, tradiționalism, modernism. Prin minimalismul său eliptic, repet, minimalism metafizic creștin, nu ceea ce vedem acum pe ecrane sau în muzică, Daniel Turcea face trecerea în poezia creștină dinspre modernism spre postmodernism, dar un postmodernism bazat pe elipsă, deconstrucție și reconstrucție, motivate de un sens ontologic înalt, iar nu bazat pe ludii și combinatorică gratuite de aluzii, citate și șarade, cum întâlnim adesea la cei care se revendică din acest curent. Postmodernismul lui Daniel Turcea este mai evident prin virulența negatoare și deconstructivă în Entropia și mult mai discret în Epifania. Cele două volume antume sunt despărțite de o prăpastie noetică și de sens, sens ontologic centrifug în Entropia, al omului rupt de Dumnezeu și explodat în neantul cel din afară, respectiv sens centriped în Epifania, de unde derivă și diferențele de tehnică literară, spargerea discursului până la autodizolvare semantică în Entropia, respectiv spargerea ideatică a discursului subiectiv, dar reunificarea sa semantică, obiectivă, într-un unul în Epifania. Legătura intimă a poeticii lui Daniel Turcea cu cea a lui Arvo Pärt, compozitorul, constă în capacitatea unică a celor doi autori de a accesa esența, prezența revelată a lui Dumnezeu între oameni, accesibilă doar prin împreună trăire și de a o transpune sensibil cu mijloace minime ale artei, fără a pierde din sens și fără a cădea în intelectualism sau în formalism. Transpunerea artistică a sacrului cu minime mijloace ale artei necesită maximă capacitate de sinteză și de înțelegere a esenței sacre a sunetului, respectiv a cuvântului, dar și o maximă capacitate de expresie condiționată de o înaltă temperatură a trăirii, sinceritate și tehnică sau maestrie artistică. Nu degeaba, un poet când moșește cuvântul, cum spune Nichita Stănescu, simte că face un act de preoție a cuvântului, adică de aducere a cuvântului dumnezeiesc pe pământ. Această înaltă concentrație de forțe creatoare nu se obține fără lupte dramatice, pe măsură, despre care se vorbește mai puțin. Aici se află cel de-al doilea pol axial de legătură dintre biografia celor doi artiști, Turcea și Pärt. Căci până la a ajunge fervenți mărturisitori creștini, prin opera lor, ambii au parcurs dramatice lupte existențiale, adică neantul stării de criză, de negăsire sau chiar de negare a lui Dumnezeu. La fel cum Turcea a trebuit să treacă prin dezintegrarea răuntrică din Entropia, publicată în 1970, ca să ajungă la maiestoasa rezidire spirituală din Epifania, 1982 publicare, tot așa și Arvo Pärt a trecut printr-o destul de lungă, de 8 ani, și glorioasă, adică apreciată de critici, perioada avangardistă din 68 până în 76, în care a experimentat cu succes cam toate inovațiile formale ale epocii.
muzica dodecafonică, sonoristică, serială, colajul muzical, în lucrări ca necrolog, perpetuum mobile, colaj, Über Bach, devenind unul din liderii avangardei muzicale sovietice a vremii. Dar nu pentru asta îl cunoaștem pe Arvo Pärt astăzi, ci pentru opere ca Requiem pentru Alina, Fratres, Maiarăs, Plângerea lui Adam și altele. La fel ca și Turcea, aveți biografia din urme în veșnicie, Ilie Daniel Turcea, Pärt abandonează la un moment dat experimentul gratuit care, în pofida succesului, nu-l mai interesează și parcurge o frământată perioadă de criză, de recluziune și de tăcere în care citește intens din Sfinții Părinți și deprinde viața liturgică, rugăciunea. Aceasta va fi metanoia sa. La fel ca și Arvo Pärt, Turcea își va folosi tehnicile învățate în perioada negatoare a luptei cu Îngerul spre proslăvirea Îngerului și a lui Dumnezeu, prin readucerea chipului lui Dumnezeu în creația sa. Cam aceeași biografie artistică o regăsim, de pildă, și la marele pictor creștin Camilian Demetrescu, tot un modernist de succes, cândva, în anii 70, convertit însă la creștinism, într-o perioadă când cei mai mulți dintre congenerii săi se complăceau în deliciile formalismului și experimentului. Același perfecționism artistic, aceeași sete pentru marea cultură, aceeași elecțiune finală pentru calea creștină și ortodoxă, ca opțiune nu doar pentru viața personală, ci pentru, și pentru cea artistică. Și aceeași extrem de dificilă căutare și construire pe cont propriu a unui nou limbaj artistic care să răspundă cerințelor publicului modern, dar și exigențelor teologice ale întrupării cuvântului. Acești mari convertiți, mai mult decât tradiționaliștii cu minți, devin capetele de lance ale reîntoarcerii la credință prin arta omului contemporan. Pentru că marii convertiți, asemeni fiului rătăcitor întors acasă, sunt cei care au cunoscut omul contemporan în integralitatea sa, cu căderile și suișurile sale, cu demonii săi interior pe care i-au biruit. Această biruință lăuntrică le face apologetică artistică cu adevărat biruitoare. Mulțumesc! Avem prilejul să ne invităm într-o seară specială despre Tarkovski. Nu știu dacă, mă rog, împreună cu chestiuni. Ce bucurie! Deci, Tarkovski, într-o interpretare, așa și a Elenei Dughieru și a lui Chestiuni, care, știu, ați publicat împreună, ați publicat împreună. Fiecare aveți o interpretare a lui Tarkovski. Dar am mai ieșit împreună, discutând împreună lucruri frumoase, ca acum, da. Nu trebuie să le spun obiecte, ca
niște daruri de mare preț. Și pentru că s-a vorbit despre arhitecturi sacre, geometrie și apropierea noastră așa tiptil, încet-încet de taina ascunsă în versurile lui, am să vă propun două arhitecturi. Sunt atât de diferite între ele, o să vedeți. Întâlnirea. În dreptul ochilor, Ierusalim, în miezul frunții, e Betleem. Trupul aduce în sine trupul de fier și fum ca pe o umbră. Sângele începe și se scufundă în mintarea lor, când rezervanții prisuiți, giurgiul alături. 2. Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu cel prea înalt, preot în veac după rânduiala lui Melchisedec, a înviat din morți pentru ca lumea să nu se devoreze pe sine. Rugați-vă, întoarceți-vă, puțin veți spătimi și la puțin cât veți cere se va adăuga tot. Vai, azi a venit și a spus, urmează, vino, vestește, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cel al cărui urme se văd pe plaja stelelor, la țărmul lui Dumnezeu. A venit într-un greunte și acolo, între pustiul mic și pustiul apei sub măslin, a fost răstignit. Lumea nu are decât o singură justificare, învierea. Cine a ascultat, a auzit de la marginea lumii și a veacurilor. Urme moi de rană, cum s-ar scufunda într-un cer de os, stea de durere, alungă în lumină lumea. Cea de-a doua, arhitectură, altar. În stânga e peștera, la mijloc e masă, sau poate mormântul. Pe masă, copilul în care se află cuvântul. Și am să închei cu ceva ce eu resimt ca muzică, apropo de apropierea care s-a făcut aici. Dorul, Dumnezeu ce se poboară, face inima ușoară, țese din har, ca o boare, sufletul ce nu mai moare. Trup neputincios, trup ce te frângi, trup de țărână, trup ce mori. Lasă pasărea să zboare, pasărea nemuritoare la limanul fără vină, să se facă din lumină. Rugați-vă ceruri, rupți-vă lacte, rugul suferinței, dorul, fie binecuvântat, să fiu nevinovat. Iniciativa de a așeza o troiță
pe mormântul lui Daniel Turcea, nu? Este desfășurare. Și m-a impresionat acest atașament pentru Daniel Turcea, pentru poliția lui Daniel Turcea. De aceea mă bucur că este prezent. Părintele este preot într-o parohie, de când am fost și eu la ajut, e. Așa, deci parohia Costișa, cu Mocea, este cam la cât de atât. 15 km, da. Deci parohia Costișa, cu Mocea, dar un preot care iubește poezia și care este Daniel Turcea. Vă rog. Vreau să încep cuvântul printr-o mărturisire pe care doamna Corina Negreanu, cea care vin din Emunica de Vicii, în seara aceasta nu este aici. Părintele are mesajul din a ei, pregătit pentru seara aceasta, pe care mi-a făcut-o, spunând că după ce l-a citit pe Daniel Turcea, foarte mult timp nu a mai putut să citească nimic. I se părea sublim în ceea ce citea. Fiecare cuvânt scris cu foarte mare grijă. Și am făcut această mărturisire și pentru a face legătura cu aceeași stare pe care acest poet a avut-o, aceeași înrâmurire pe care acest poet a avut-o față de soția mea, Alina, care la fel a fost uimită citind și a avut o stare extraordinară citind versul acestui poet și a făcut un pas înainte, înscriindu-se la doctorat sub coordonarea domnului profesor Mircea Popa de la Cluj pe Daniel Turcea, ajutându-o cu materiale, venind și aici la București, în Brotești. Așa am descoperit eu, ca să mă mărturisesc și eu cum l-am descoperit pe Daniel Turcea, prin intermediul soției, ajutându-o la lucrarea ei. Și mi-am dat seama ce bogăție extraordinară avem și că poate fi tratat nu doar din punct de vedere filologic, ci mai ales teologic. Și atunci m-am adresat pentru profesor și mulțumesc pentru coordonare și îndrumare și am scris această lucrare. O să vă citesc mai întâi cuprinsul ei și doar o să vă spun asupra ce vreau să mă opresc, nu foarte mult, nu vreau să abuzez de răbdarea noastră. După cuvântul introductiv, are două capitole lucrarea. Capitolul întâi, viața și trăirea mărturisitorului Daniel Turcea. În primul rând, copilăria și adolescența. Iar aici vreau să spun ceea ce un coleg de-al mamei lui, doamna Maria, profesor, a spus despre acest copil pe care l-a văzut când avea 7 ani. Un astfel de copil se naște odată la 100 de ani. Deci era un geniu. Apoi, perioada studenției și apariția entropiei, întoarcerea la Hristos și nașterea Epifaniei. Nașul Epifaniei se consideră în arca simțitul întropului Bartolomeu Anania. A pomenit și pentru profesor despre lucrul acesta. A fost minunat acea întâlnire cu Marin Preda. La întoarcerea la Hristos am 4 subcapitole. Perioada de dinaintea întâlnirii cu Părintele Arsenie, providențiala întâlnirii cu Părintele Arsenie Papacioc, perioada de după întâlnirea cu Părintele Arsenie și apariția Epifaniei, poetul, apostol și propovăduitor al adevărului în apusul vieții pământești. Și aici am alte 6 capitole. Mărturisirea fermă a ortodoxiei în fața profesorului Ștefan Baciu de la Madrid, care îi tradusese în spaniolă entropia și el a fost foarte supărat, pentru că simțea această carte ca o piatră de gât, ca o piatră de moară legată de gâtul lui. Și pentru că îl considera zen budist, el a simțit nevoia să scrie o scrisoare în care să spună foarte clar că este ortodox și se bucură. Sunt ortodox și mă bucur. Exact așa i-a scris. Apoi Daniel Turcea față în față cu Guru Oniță, foarte interesantă și această întâlnire. Dorința poetului de a fi preot s-a pomenit la un moment dat și de lucrul acesta. El provenea
și aveam în spate, și lucrul acesta nu este puțin, aveam în spate o tradiție de peste 8 generații de preoți din partea mamei, ambii bunicii erau preoți și pe o perioadă de 400 de ani s-a întins această tradiție, care din păcate a fost întreruptă de singurul băiat dintre frații mamei lui. A regretat el că nu a urmat șir calea aceasta, iar Daniel a vrut să renoade acest șir al preoților din familia lor. Din păcate nu a mai reușit, dar slujește cuvântul lui, i-a slujit pe pământ prin cuvinte și slujește și în ceruri. Apoi crucea bolii duse cu bucurie și posibilă martirizare a lui Daniel Turcea. Se presupune și chiar sora lui exprimă la un moment dat această opinie că el ar fi fost potrăvit într-un fel sau altul de securitate, iradiat. Și boala aceasta care i s-a declanșat foarte subit și ciudat, după ce s-a întors de la Sibiu, unde a susținut acest examen de admitere la teologie și unde a uimit comisia, deci el a fost un autodidact. În momentul în care s-a întors la Hristos, s-a dus la bunicul lui, la Câmpina și s-a întors cu două geamantane de cărți și a citit cu penele sufrate, a citit tot ce avea și a avut o solidă cultură teologică. Și a evoluat foarte ciudat această boală, care până la urmă l-a și răpus. Roade duhovnicești ale mărturisitorului Daniel Turcea, înveșnicirea poetului Daniel Turcea. Și aici aș vrea să mă opresc puțin mai mult, pentru că aș vrea să retrăim împreună ultimele zile ale vremeliciei și intrarea lui în veșnicie, mai ales că suntem acum la 40 de ani de când s-a întâmplat. Poetul, apostol și propovăduitor al adevărului din Biserica Biruitoare, reeditarea Epifaniei în 1982 și 91, apariția cărții Epifania, cele din urmă poeme Dragoste Creștine în 2011, iar la capitolul al doilea, miezul duhovnicesc al poeziilor lui Daniel Turcea. În primul rând, locul poeziei lui Daniel Turcea în literatura română și universală și receptarea critică a operei lui, al doilea subcapitol, tematica universului poetic al lui Daniel Turcea, și avem aici grupat pe teme lumina, iubirea, pocăința, euharistia, care a pomenit-o Părintele Teofan, învierea, în capitolul special rugăciuni, și aici fac o paranteză, foarte frumos, Părintele Teofan a spus că acea rugăciune poate fi citită de orice creștin ortodox după ce se împărtășește, iar în altă sunt Sfântul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei, când s-a lansat volumul Epifania la Iași, la un moment dat a spus: vă dau binecuvântarea mea, prin care puteți să înlocuiți orice rugăciune cu una dintre corpuri, dintre poeziile epifanice ale lui Daniel Turcea. Extraordinar! Alte teme duhovnicești. Apoi poezii dedicate unor persoane și momente importante din viața poetului. În primul rând, poezii dedicate Maicii Domnului, pe care a iubit-o foarte mult. Poezia dedicată Sfântului Simon, noul teolog, cea mai lungă poezie a lui. Și el este, într-un fel, pe linia aceasta isihastă a Sfântului Simon, noul teolog, a Sfântului Grigore Paraman, pe care l-am pomenit duminica aceasta. Poezii dedicate Părintele Arsenie Papacioc, poezii dedicate altor persoane, poezia profetică de evocare a zilei înveșnicirii poetului. O să ajungem și aia când ajungem la momentul respectiv. Concluziile, bibliografia, cuprinsul și anexe. La anexe, înainte de a începe partea a doua, vreau să vă arăt și dedicația pe care cu mâna lui i-a scrisul prefericitul Iustin Moisescu pe unul dintre exemplarele volumului apărut în 1978. El a ținut foarte mult la prefericitul Iustin, pe care anul acesta biserica noastră îl omagează în mod special, pentru că el a inițiat colecția părinți și scriitori bisericești, din care el și-a hrănit sufletul și și-a continuat formarea lui duhovnicească. Da, nu este, nu, o să-și recitesc.
prea fericitului Părinte Patriarh Iustin Moisescu, marelui teolog, adânc cunoscător al frumuseții patristice, omului de înaltă și aleasă cultură, părinte chemat și ales de Dumnezeu spre ocrotirea și creșterea spiritualității ortodoxe, forță cu adevărat de neînvins a acestui neam și a acestei patrii, cu adâncă smerenie, cu admirație și cerându-i arhierească binecuvântare, Daniel Turcea, București, 12 octombrie 1978. Am găsit acest volum la Mănăstirea Rubină, căutând Epifania din 1978 și m-am bucurat foarte tare. Acum, revenind la ultimele zile ale lui Daniel Turcea, înainte de a începe vreau să vă spun o realitate pe care noi în biserică o trăim la fiecare sărbătoare, la fiecare prasmă. A fost praznicul Burei Vestirii. Într-o parul praznicului spunem, astăzi este începutul mântuirii neamului omenesc. La Dumnezeu nu există trecut, prezent și viitor. Înaintea Dumnezeu este un veșnic astăzi. Noi retrăim în fiecare sărbătoare momentul respectiv. Și așa mă și gândesc, aș vrea să retrăim împreună ca o prăznuire, sau la mai mult mă gândeam să spun așa, Săptămâna Mare a lui Daniel Turcea. Duminică, în acel an 1979, când a plecat la Domnul, praznicul Bunei Vestiri a căzut duminica. S-a evocat deja momentul venirii Părintelui Sofian, nu mai insist asupra lui, după ce a plecat Părintele Sofian. Și-a estimat uimirea în fața minunii care tocmai se întâmplase, mai presus de orice închipuire, spune Daniel Turcea. Ăsta e spitalul CC-ului. A fost internat la Alexandru Sahia, unde inclusiv dictatorul Ceaușescu era internat, unde avea probleme. Cât curaj a avut Ava Sofian ca să vină aici, incredibil, cu toate veșmintele și cu Sfântul Portier de la Antim. Vezi ce înseamnă să fii omul lui Dumnezeu? Iar în continuare, într-o maximă revărsare de recunoștință pentru acest gest, cu o încărcătură duhovnicească inestimabilă, îi spune surorii lui ca ultimă dorință. Pentru că nu m-a lăsat, că m-a iubit atât de mult încât a făcut asta pentru mine, îi răspund la fel. Îl iubesc mai mult decât pe orice alt om de pe pământ. Mai mult și decât pe mama, se înțelege. Mama te-a născut trupește, dar duhovnicul de socoteală și l-a judecat pentru sufletul unui fiu duhovnicesc. Te rog din tot sufletul să-i spui asta lângă scriul meu, la înmormântarea mea. Dorința a fost îndeplinită, iar Părintele Sofian a păstrat cuvintele mele de la Daniel în inima sa și m-a ajutat mult cu păstrarea manuscriselor și întotdeauna ne-a sprijinit în amintirea lui, spune Lucia Turcea, sora Părintele. Având de iminentă plecare din viața aceasta, Daniel Turcea, duminică, după amiază, au venit la spital pentru a-l vedea, citesc, toți scriitori, în frunte cu Eugen Jebeleanu. Și, în paranteze, era mare eveniment să se deranjeze Jebe pentru un coleg de breaslă. Nu le venea nici colegilor să creadă așa ceva, erau uimiți. Fiind mulți, au umplut coridorul din fața ușii de la camera în care era Daniel. După ce au vorbit puțin și mai mult de complezență l-au întrebat cum se simte, răspunsul colegului lor, grav bolnav și aflat în pragul trecerii din viața aceasta în cea veșnică atât de tânăr, i-a luat prin surprindere. Cum să mă simt dacă l-am pe Hristos în mine? Cum aș putea să mă simt altfel decât fericit? Într-adevăr, era o minune. Chipul lui ilustra ce a spus. Era vesel și luminos la față. A vorbit apoi cu ei și au luat rămas bun. Era vesel și scriitorii au putut vedea un om care, mai ales, vorbește despre credință pentru că ceea ce spune trăiește. Un aspect foarte important și de toate laudele reprezintă faptul că Uniunea Scriitorului a plătit toată spitalizarea și a făcut rost de acele citostatice foarte scumpe, astfel încât totul a costat în jur de 300.000 de lei, o sumă exorbitantă pentru veniturile modeste pe care le avea familia poetului. De asemenea, toate cheltuielile de mormântare au fost achitate de Uniunea Scriitorilor care și-a îndeplinit ireproșabil și această misie. În aceeași zi, poetul a avut o discuție personală cu sora lui pe care o putem considera, fără îndoială, ca pe un testament verbal din care scriu ei. Citesc.
Eu vreau să se folosească de poeziile mele toți cei ce nu-L cunosc pe Dumnezeu. Spune fraților noștri, ar trebui să vă schimbați, ar trebui să-L iubiți pe Dumnezeu mai mult decât pe voi. Cea mai mare greșeală pe care o fac oamenii asta este să iubesc pe ei egocentrismul mai mult decât pe Dumnezeu. Niciodată să nu-L lași pe Hristos întemnițat sub lespedea grea a mormântului inimii tale. Lasă-L să învie. Citește toate filocaliile pe Sfântul Ioan Damaschin, pe Părintele Stăniloae. Citește zilnic din Psaltire și din Sfânta Scriptură. Important este să vrei să faci voia Domnului în orice împrejurare. N-a rămas nicio poezie neadresată lui Dumnezeu în epifania mea. Dumnezeu este Cel ce, dacă îl vom iubi și vom sta sub Sfântul acoperământ al rugăciunilor Maicii sale, nu ne va lăsa niciodată să pierim. Crezi că El vrea ca oamenii să ajungă în iad? Nu! Ei se duc de bunăvoie, ca sărmanul Alexandru de aici. E vorba de un alt bolnav care a murit în climă groaznică, culindu-L pe Dumnezeu. Iadul, după cum spunea Arsenie, este marea durere a lui Dumnezeu. Ceea ce ne cere El este la îndemână oricui. Orice om poate ierta din toată inima pe aproapele Lui, chiar dacă acestea ar fi greșit, i-ar fi și greșit. Numai să vrei și Dumnezeu va desăvârși voința ta. Nu îți va da niciodată sub nicio formă mai mult decât poți duce. Am încheiat citatul. În cadrul acelei trei discuții, Daniel a dictat surorilor lui 7 poezii în vederea publicării lor în ziua mormântării lui ca o precizare importantă. Am vrut să știe clar că eu am adresat numai lui Dumnezeu poeziile mele. Cunoscându-l foarte bine pe fostul ei coleg de facultate și bun prieten, dovadă fiind și faptul că a fost alături de el până la ultima clipă a vieții, doamna arhitect Mariana Antonescu credea că, citesc, următoarea carte s-ar fi chemat Anastasia, învierea. Daniel nu e viu, e înviat, de mult. Nu am văzut un om mai fericit, spune colega lui. Trecem la ziua de luni, 26 martie, care este marcată de 3 dorințe ale poetului legate de plecarea din această viață și de vizita părintelui arhimandritului Arion Argatu. Cea mai mare dorință a lui a fost ca trupul să-și aștepte obștească învierea în cimitirul mănăstirii Cernica. El ar fi vrut să se închinuieze acolo, dar nu era posibil pentru că erau regulile foarte stricte în privința vârstei celor care intrau atunci în mănăstire. După ce Ioan Alexandru, poetul și prietenul lui foarte bun, a aflat lucrul acesta, deși știa că are asigurat un loc de veci pe alea scriitorilor din cimitirul Străuleșii II, citesc, a ținut mult să-i îndeplinească această dorință și a reușit. Locul a fost cumpărat prin virament de Uniunea Scriitorilor. Următoarele două dorințe și le-a exprimat față de sora lui, citesc din nou. Cu toate că știu că n-ai cu ce, dacă te va ajuta Dumnezeu și vei avea vreodată în viață, și vei putea vreodată în viață, fă-mi și mie o troiță de lemn. Te rog mult, vedeți, a rugat-o mult, să nu mă dezlobați nici la 7 ani, nici altă dată. Să rămân așa până la judecat. Aceasta a fost ultima lui dorință. Încheia citatul. Cu toate că cea de-a doua dorință visează în primul rând, dar nu exclusiv, familia, împlinirea ei ar putea fi realizată și de alte persoane care sunt impresionate de personalitatea și opera lui. Dacă va îngădui Dumnezeu, ne dăjduim ca de la pomenirea de 40 de ani a poetului mărturisitor Daniel de Turcia și până la parusie, mormântul lui să fie străjuit de o troiță din lemn. Lucrul acesta l-am spus anul trecut și după cum părintele m-a dat de gol, într-adevăr este în lucru această troiță care ne-am fi dorit să fie terminată și să o sfințim mâine. Dar ne mai încearcă răbdarea Dumnezeu, dar ne dăjduim ca în cursul anului acesta care tot anul este al Lui, să ajungem și această, să îndeplinim și această dorință a Lui. Apoi a urmat vizita părintelui Ilarion Argatu, un eveniment, tot spitalul a vuit după ce părintele Ilarion a fost acolo. În ziua de marți, în ajunul plecării la domnul poetului, acesta și-a îndreptat gândul spre ceea ce a lăsat în scris pentru posteritate. Conștient fiind că receptarea operei lui și mai ales efectul pe care îl va avea asupra cititorilor, lecturarea poeziilor, îi vor putea influența chiar și sentința de la judecata universală. Iar în ceea ce privește această opera lui,
Doar câteva cuvinte vă citesc și din introducerea la tematica universului poetic. Având conștiința nevredniciei, cu smerenie și-a înmulțit talanții, prezentându-se în fața mirelui cu chivotul ctitoriei sale, o măreață catedrală epifanică versificată spre cinstea și preamărirea cuvântului prin cuvinte. Eu așa văd pe Daniel Turcea, acum vedem dictați pe voievozii noștri cu ctitorii, cu bisericile în mână și pe înaintea lui Dumnezeu cu ctitorii lui cu epifania. Și personal îl simt ca pe un sfânt mărturisitor, poate chiar martir, dar cel puțin mărturisitor. Și cine știe, poate că pe viitor biserica chiar îl va trece în calendar. Întreptându-și atenția către cei mai mulți dintre scriitori pe care și-a propus să-i convingă de faptul că, citesc, nimic nu este mai presus decât credința în Dumnezeu și să-i îndrume pe calea cea dreaptă, întrecut pe ei îi smintise mult cu vremea entropiei, după cum repeta adeseori, Daniel a dictat surorii lui cu limbă de moarte o listă cu vreo 25 de vii și 30 de adormiți, să fie pomeniți la Sfintele Mănăstiri că erau colegii lui dragi de breaslă. Conștient fiind de faptul că de acum înainte nu va mai avea cum să-i ajute mai mult decât cu poezie mărturisitoare ale Epifaniei și cu rugăciunile înălțate în fața Sfintelor altare de slujitorii Domnului. Probabil că momentul cel mai delicat și greu pentru amândoi a fost tot în acea zi, ultima întâlnire cu mama lui. De rămas bun și iertare reciprocă. Mamă căreia putem afirma fără să greșim că atunci a fost dat să trăiască durerea Maicii Domnului de la răstignire. Fără să-și o exterioreze, și-a ascuns-o în adâncul inimii rănite, deoarece, privind din exterior, totul s-a părut firesc. Aparent, mama a înțeles situația, însă ce era în sufletul ei, numai Dumnezeu și Maica Domnului știau. Și mama lui Daniel Turcea are chipul unei sfinte. S-a rugat îndelung, în genunchi, cu lacrimi pentru el și a văzut-o, în vedenie a văzut-o pe mama lui rugându-se pentru el. Atunci când, cum am venit părintele, s-a întors acasă de sora lui, nici nu recunoștea când a deschis ușa, n-a știut că-i fratele ei. Și el, fără să zică nimic, fără să stea bine, ți-a intrat direct în casă, iar s-a și străcea. Și cu arătarea să intre în casă, a dus direct, s-a așezat un genunchi în fața mamei și a sărutat mâna, cerându-i iertare. Iar părintele Stărnoaie a vrut de asemenea să o cunoască și chiar dacă era bolnavă, s-a dus și a fost iarăși o întâlnire extraordinară între ei și a exprimat părintele. Daniel era, nici se putea, era vrednic de așa o mamă. Miercuri, 28 martie 1979, este ultima zi din viața pământească a poetului Daniel Turcea. După 7 luni de zile de la descoperirea încrucișătoarei bolii, care l-a trimis foarte devreme la Domnul, la vârsta pe care și el a avut-o când și-a încredințat Dumnezeescului suflet în mâinile Tatălui Ceresc, timp în care diagnosticul i-a fost schimbat de neînumărate ori, iar iminența morții era la ordinea zilei, a sosit și ceasul despărțirii de mult pătimitorul trup, a sufletului său însetat de Dumnezeu, împăcat cu situația și bucuros că va merge acasă. Medicul de la terapie intensivă, unde poetul era internat atunci, a exprimat uimirea în fața acestui caz unic. Citez. N-am mai întâlnit niciodată un bolnav atât de grav ca Daniel, care să fie împăcat cu soarta lui, să stea liniștit și vesel cât a durat calvarul lui. Infirmă orice diagnostic i-am pune. Corect, noi nu știm ce boală are. Noi știm cauza bolii. Din punct de vedere medical, nu se comportă conform simptomelor pe care ar trebui să le aibă. Apoi, iarăși, este foarte interesant cum a vrut să-și facă pentru ultima dată semnul Sfintei Cruci. Nu, povestesc mai pe scurt, nu o să citesc tot, fragmentul e mai lung. Nu putea cu mâna dreaptă și s-a atras atenția, a fost chemat doctorul să-i scoată perfuză, să își facă cruce. Și doctorul a spus, dacă eu scot, eu pot să fiu acuzat. Că la mâncă poate să moară. Când a aflat, dacă și-o scoate singur, îi se poate imputa că a vrut să se omoare el. Aflând lucrul acesta, cu foarte mare grijă,
nu a vrut nici să mai miște perfuzia, nu cumva să se bănească care ar fi avut un gând de genul acesta. Și cu mâna stângă a făcut acest gest foarte, foarte greu. Și spune sora lui că după un gest atât de greu, care părea că nu se va mai termina niciodată, a reușit să-și ducă mâna în toate cele patru locuri care preînchipuie semnul Sfintei Cruci. Și acum fiți foarte atenți. Mare mi-a fost mirarea când, peste vreo lună, am găsit între poeziile lui una intitulată Arhe, care evoca întocmai chiar acest moment. Și acum e citat din această poezie. Nu știa că o să moară într-o amiază fără nume, pe la amiază. Dar când a scris, a scris cu câteva zile înainte, sau poate chiar mai mult. Când mâinile vor deveni atât de grele, încât până la frunte va fi o veșnicie de nestrăbătut. Aceste versuri le-a scris, repet, cu mult înainte de a se întâmpla și s-au adeverit. E ca o poezie profetică. Și am și zis, putem considera aceste versuri ca fiind profetice scrise sub inspirația Duhului Sfânt. Tot în categoria vorbelor memorabile, putem încadra și câteva scurte îndemnuri adresate celor ce îl vizitau, sorosind sub forma apoftegmelor părinților pustiei egiptene, pline de miez duhovnicesc pe care trecerea anilor nu l-a șters din memoria și inima prietenilor lui. Și ceea ce vă citesc acum, am găsit în lucrarea doamnei Paula Sabău despre Daniel Turcea, monografie, a scris și a lucrare de doctorat. De lucrează la Academia Română și este și profesoară aici în București. Citesc. Să facem tot ce putem pentru mântuire. Să ne ducem cu toate nădejdea la Dumnezeu. Lucrul acesta l-a reținut bucur Crăciun. Sau, nu mi-e frică de moarte, ci de unde o să ajung după moarte. Paul Gerasim. Aceste cuvinte, rostite pe patrul de spital, dublate de regretul profund de a fi scris entropia, indică asumarea până în ultima secundă a unui mod de viață pe de o parte, iar pe de altă parte o sursă veridică a biografiei prin reconsiderarea epifaniei ca pagină autobiografică. Pe la ora 13:55, mai precis, cu un efort supraomenesc, a ridicat capul de pe pernă, ne-a privit atent și rugător, iar chipul lui liniștit s-a înflăcărat când ne-a spus: rugați-vă. Acesta fiind ultimului cuvânt pentru frații cuvântului, rămași se ducă în continuare lupta cea bună, lupte duse și de el cu prisosință, dragoste și bucurie și pentru care a plecat să-și ia cununa pregătită de la cel pe care l-a slujit. Monitorul aparatului EKG, la care l-a conectat, a anunțat prin cunoscutul țiuit prelung și linia orizontală încetarea bătăilor inimile răcite a celui care, citez, s-a dus acolo de unde ființă și-a luat. Așa putem spune, după cum se arăta celor ce îl priveau și după atmosfera din cameră. Avea un tip senin, cu o bucurie duhovnicească aparte, întipărită pe el. O să vă mai spun doar și că la înmormântare, care a avut loc, după cum se știe, la Mănăstirea Cernica, a luat parte și cel pe care Părintele l-a evocat mai devreme, în preasfințitul Antonie Prămădeală. El a condus, a fost sub protecția lui această slujbă. Era atunci vicar patriarhal și nu doar el, ci au fost prezenți într-un impresionant sobor și pentru vremurile de acum de libertate, cu atât mai mult atunci, citesc, câțiva arhimandriți, peste 100 de preoți și 3 ierodiaconi. Fiind postul Paștelui, prezența tuturor clericii mi s-a părut incredibilă. Am chiar citatul. Toți erau în reverente și majoritatea aveau epitrahie, stăteau în nau, sunt dreptul strălilor și lângă catabedeasă. Sobolul slujitor stătea pe soleie. Singura absență notabilă a fost cea a părintele Arsenie, care a fost bolnav, s-a simțit rău și nu a putut veni, dar a regretat mult asta. Aș mai vrea să vă mai spun și ceea ce consideră a fi o minune că s-a petrecut atunci, și anume că la un moment dat un stol de păsări s-a ridicat de pe apă de acolo și a venit în jurul scriului și cu aripele lor aproape că atingeau pe cei care erau acolo și l-au petrecut până la mormânt. Și nu doar atunci,
Și e mărturia unui călugăr de acolo din mănăstire că timp de 40 de zile, până la plecarea de 40 de zile, în fiecare zi veneau aceste păsări acolo. Și am găsit această minune relatată și în viața Sfântului Luca al Crimeei, care la fel știm ce mare sfânt a fost și a fost chirurg de renume mondial și care, mă rog, comuniștii l-au prigonit și a vrut mormântarea să fie foarte rapid. Oameni foarte mulți s-au strâns acolo, au mers încet, vreo două ore a durat și la fel a venit un stol de păsări și la mormântarea Sfântului Luca al Crimeei. Și acest moment este foarte frumos evocat de domnul Sorin Dumitrescu și aș vrea să vă citesc pentru că îmi place foarte mult cum spune la sfârșit. Încă n-a băgat nimeni de seama că o liniște de săvârșit să pogoară încet asupra locului. Ca din senin se iscă un șuierat, o adiere repede răcoroasă care trezește și mișcă undele lacului încremenit, cât și frunzișul crângurilor toropite de ceață. Pâcla deasa cerului se sfâșie și ea într-o clipită, lăsând o lumină aurie, regală, să se împrăștie deasupra asupra convoiului. În același timp, împlinind parcă planul unei regii transcendentale, din smârcuri se ridică stoluri albe de păsări sălbatice, fâlfâind jos de tot în dreptul căruțului, unde le izbind ușor cu aripile bogate, crește tot capetelor noastre. Un freamă de mirosuri proaspete stârnește între cosmosul insuliției. Cine să fi pus la cale sărbătorescul acestui adio și cine este de fapt cel pe care curând îl va acoperi pământul și la care continuăm să ne gândim ca la Siosul Daniel? Și acum fiți atenți, ce frumos, îmi place extraordinar cum încheie. Oare acesta să fie protocolul dumnezeiesc pregătit poeților iubiți? Foarte. Și acum chiar o să închei, înainte fac o scurtă paranteză despre un preot, la un moment dat, lungindu-se cu predica, se spunea, părintele a terminat, dar nu mai știe să se mai oprească. Sau altul preot care la fel vorbea foarte frumos, dar mult, oameni foarte obosiți, au tot plecat rând pe rând la puterile lor și a mai rămas paracliserul care i-a spus, părinte, nu vă supărați. Când terminați, vă rog să încuiați mai altă biserică. Și a dat. Deci chiar încheia. La pomenirea de 40 de zile a poetului, care s-a făcut de toată rânduiala și într-o atmosferă sărbătorească la mărțirea Cernica, fiind prezenți și de această dată foarte mulți scriitori la Agapă, pentru a scoate mai mult în evidență personalitatea acelui pomenit, părintele Nicodim Bujor, cel care a scris acatistul Sfântului Calinic, a făcut familie o propunere surprinzătoare. Vreți să mă considerați fratele vostru în locul lui Daniel și eu să mă numesc Nicodim Turcea? Pentru mine ar fi mare cinste, dar nu știu dacă mă primiți. Răspunsul a venit din partea Luciei, sora poetului. Părinte, este incredibilă cinstea pe care ne-o faceți. Cum am putea să nu fim copleșiți de asemenea bunăvoință? Parcă mi se pare incredibil ce spuneți. Iar lămuririle le-a făcut familiei părintele în particular, risipind euforia, dar păstând esențialul. Și cu acest citat am. Așa este și nici nu pot, că se știe că am spus acatistul Sfântului Arcanic Cernicanul. Am spus asta pentru bucuria momentului pe care îl trăim și am zis tare să audă toți ce frate aveți, pentru că erau prezenți iarăși toți scriitorii acolo. Le-am spus scriitorilor să nu creadă că e glumă, a zis părintele Nicodim cu mult curaj. Daniel este în veșnicia cea fericită. Ar fi bine să se gândească la el cu evlavie, dacă ceva îi reține, să se roage la el, care i-a iubit atât de mult. Dar ce să faci? Numai cei ce sunt în consonanță cu lecturile lui îl pot înțelege. Cei care și în viață l-au înțeles, nu toată lumea. Ne deștim să le înțelegem și noi cât mai mult și să ne ajute și pe noi pentru mântuirea personală a fiecare dintre noi. Amin. Vă mulțumesc.
acest parastasis. De fapt, mâine va fi parastasul, dar și în această seară. Parastasis este cardiac, de fapt, înseamnă înfățișare înaintea lui Dumnezeu. Deși am întârziat, poate, totuși avem un mesaj din partea doamnei Corina Maria Negreanu, care nu vede că nu poate participa în această seară, dar ne-a trimis un mesaj pe care îl voi spicui. Deci, Corina Maria Negreanu, doamna preotasă Corina Maria Negreanu, părintele Ciprian Negreanu este Andruș, este un preot bine cunoscut pentru misiunea sa. Și am să vă citesc câteva gânduri la 40 de ani de la veșirea proiectului mistic creștin Daniel Turcea. Și vă mulțumim dumneavoastră celor care ați acordat darea pe vedere pentru preserile noastre să te-am preconcesc. Dar aceasta este ultima mărturie și chiar aș îndreptățiu pe Corina Negreanu, pentru că, deși nu l-am cunoscut pe Daniel Turcea fizic, pentru că îți spune numai ei, proiectul se strângea în primăvara anului 1979, când însă avea 5 ani. Avea în anul 2 de studenție, în toamna târzie anului 1993, la Cluj Napoca, am intrat în Liga Studenților Creștini Ortodoxi, devenită ulterior Asociația Studenților Creștini Ortodoxi. Deci, filia la Cluj. Care se afla sub păduirea și urmarea distinsului nostru ierarh, scriitor și poet înaltul Bartolomeu Anania. Despre poetul convertit la credință, Daniel Turcea, aveam să aflu tot de la un convertit la credință, actualul meu soț, părintele Ciprian Negreanu. Pe atunci era student la filozofie, apoi la teologie pastorală. Era un tânăr aparte, blând, citit, care mai ales avea darul de a ne subreți credința noastră, aducând la ortodoxie mustină. Într-o seară, la o prelegere despre poezia mistică creștină, organizată de părintele Ioan Pintea, câteva versuri rostite între cele întreaga numără din poezia lui Daniel Turcea, au avut un impact foarte puternic asupra mea. Mi-am mărturisit mai apoi că versurile ei s-au părut atât de diferite, atât de rupte de lirica obișnuită a celorlalți poeți, versuri din care răspătea puternic priza soarelui Duh al celor trăite de el în momentul schimbării de la Hristos, încât a doua zi a început să caute autorul în bibliotecile Clujului. În acea perioadă, versurile poetului erau extrem de puține. Epifania de la editura Cartea Românească putea fi găsită în două exemplare la Biblioteca Centrală a Universității, iar Biblioteca Academiei deținea micul volum de poezii, iubire, înțelepciune, fără sfârșit. O avem aici, în volumul așa. Bucuria descoperirii acestei poezii i-a fost așa de mare, găsind în versurile de Daniel Turcea atâtea stări comune cu cele simțite de el în momentul maxim de, și de nedescris, pe care îl trăise la pământul Părintele Arsenie Boca. Încât nu uit nici acum entuziasmul și puterea lui de a ne contagia și pe noi ceilalți cu această bucurie. Așa am început să căutăm cine a fost acest proiect cu o viață atât de scurtă și care a fost, și care a fost istoria convertirii lui la lui spectaculoasă. De fapt, Daniel Turcea a venit spre noi. Primele informații ne-am aflat de la înaltul Bartolomeu. Distinsul ierarh ne-a povestit anumite importante despre convertirea proiectului, ne-a relatat cum l-a ajutat să-și publice cartea, ne-a oferit detalii despre boala necruțătoare care l-a macinat, dar și cânteii de la înmormântarea proiectului. Totodată ne-a făcut legătura cu sora sa, Lucia Turcea. În altul Bartolomeu avea o mare considerație pentru Daniel Turcea, considerându-l omului Dumnezeu. Despre poezia lui ne spunea că e ca o strălucire a unui fulger pe o lamă de aragan. Ani de zile nu am putut citi poezia altor autori după impactul Epifaniei. Era ca o renunțare la o vedere panoramică
demonstrarea cristică a unei mormântate sub un baras lirii cu diluări semantice ambigue, seducătoarea floare carnivoră. Convertirea poetului se aseamănă oarecum cu cea lui Saul din Tars, întors pe Dumnezeu pe drumul Damascului. În cazul poetului, convertitul era pe drumul Bucureștiului. Saul, un inițiat ardent și sincer al legii vechi, adică Turcia, mărăbunitor și căutător disperat al adevărului vieții în filozofie, știință, în misterele orientale, în toate experimentele extreme din propria viață. Amândoi au primit lumina, înțelegerea, deschiderea inimii și vorbirea de starea de ea, nu de la orice, de la Dumnezeu. Dumnezeu i-a ales pentru că a preferat sinceritatea și exigența lor în căutarea răspunsurilor capitale. Râna lor de a merge până la capăt. Aceasta are de nemulțumire doar cu jumătăți de adevăr. Darul credinței dobândite prin convertire nu este ușor, nu este ușor de purtat și de gestionat. Pare un lucru de dorit, dar în realitate este o povară dulce, dar totuși grea. Credința convertitului nu este asemenea unei locomotive care, odată ce l-a găsit sau a redescoperit de Dumnezeu, este pusă pe șinele periferate, direcția de mers fiindcă la trasat. După asemenea har și stare intensă de transfigurare a simțului, a minții, a intuiției și a inimii, vin marele ispite, marele încercări, căci demonul nu suportă întoarcerea păcătosului și va face orice ca să-l redobândească. Deci riscul căderii în înșelare după convertire este unul foarte mare. Părintele Serafin Roz îl numea pe aceștia convertiții nebuni. Iar Părintele Sofronie Saharov spunea că e preferabilă o convertire pe termen lung, o creștere în credință cu pași mărunți și echilibrați, decât o dobândire invazivă a harului credinței peste puterii de fire. Pentru că există acele convertiri ratate, acelea prinde după Hristos, care apoi se sting sau derapează din cauza că nu s-au păstrat o smerită cugetare, fără o asistență înțeleaptă prin ascultarea desăvârșită de un duhovnic destoinic și priceput la toate capcanele care pasc inima și mintea din pricina de pricepere. De aceea, întâlnirea cu duhovnicul în persoana Părintele Arsenie Făcașul a fost esențială pentru Daniel Dulcea cu tot ce a trecut din acele întâlniri. Pocăința, spovedania, lacrimile, smerirea adâncă, ancorarea și ascultarea de biserică. Acea repetitivă aducere a minte salvatoare și absolut necesară sunt pulberea drumului leoapa aproape mormânt care îl salvează. Așa și-a păstrat dreapta credință neumbită de căderile învățărilor, nealterată de încercările obscure ale securității de a compromite, nezdruncinată de îndoielile, dezamăgirile, și de neputința de a rezista perfidelor persecuții anticreștine din perioada regimului ateu sub care a trăit. A avut abilitatea să distingă cauzalitatea din spatele acelor vremuri urâte, lucrarea anticristică de la cădere până la Esaton, lumea lui Cain neobosit, care a făcut și face din oameni instrumentele urâte. Printre ultimele cuvinte lăsate ca un testament surorii sale pe patul de spital sunt acestea. Îți se repet. Tot ceea ce am avut de spus, am spus în Epifanie. Ceea ce am scris acum nu va mai putea să fie tipărit niciodată, pentru că adresarea lor lui Dumnezeu nu convine nimănui. Nu va putea plăcea. Indiferent ce regim ar veni la putere, nimeni nu va fi de acord cu ceea ce am scris eu acum. Pentru că nu sunt metafore, sunt cuvinte spuse pe față. Dacă le vei păstra, sunt sortite să rămână veșnic literatură de sectare. Spiritul anticristic nu este de ieri, de azi, de lume, ci repet, repede de la începutul lumii, al lumii căzute. Deci, în virtutea lui, nimic nu scapă necenzurat de ura împotriva lui Hristos. S-a înșelat care ne înducea. La un nivel de suprafață, apărea că da, s-a înșelat. Căci poeziile dictate de pe patul de spital, au fost publicate în 2011 la editura Doxologia de la Iași. Vorbele profetice ale poetului au însă un înțeles mai adânc pentru că spiritul anticristic,
care de la începutul lumii căzute nimic nu lasă necenzurat de ura sa identică față de Hristos, a cenzurat, cenzurează și va mai cenzura, a legat și dacă atenția oamenilor a tulburat și tulbură ca niciodată vederea sufletului, întunecându-o pentru ca oamenii să nu mai distingă, să nu vadă limpede și să nu recunoască de față adevărul. A produs și produce această divinculată a valorilor, o întoarcere pe dos a scării de valori, astfel încât nu doar poezia mistică postumă a lui Daniel Turcea poate trece neobservată sau chiar considerată de critica literară contemporană sărăcită față de entropia, ci însăși textele scripturistice, așa cum s-au păstrat până acum, sunt suspectate de neautenticitate și sunt privite cu tot mai mare îndoială de către unii teologi actuali. Daniel Turcea a dus acest război de văzut cu multă trezvie până la moarte. Am întrebat de ce atunci când a avut visul acela din Biserica Sfântului Lefterie, i s-au arătat din Noianul Sfinților doar doi, Sfântul Mucenic Gheorghe și Sfântul Mucenic Lefterie, Sfinții Ocrotitori ce l-au condus până în fața Maicii Domnului, cea care o lingoare le-a deschis Sfântul Ioan Damaschin sau Sfântului Roman Merodul, limba etnografiei spre slăbirea lui Dumnezeu. Erau doi sfinți care, de foarte tineri, au suferit moarte martirică, suplicii și chinuri pe selectările înțelegerii românești, ca să nu-și trădeze și să nu-și piardă dreapta credință. Fără să-i numească, le-a dedicat câteva poezii ce descriu martirii de lor. Amândoi și-au păstrat nesimți focul încandeșet al credinței și al iubirii de Hristos în contextul vremii, cum de altfel Daniel Ilie Turcea a făcut. Sfântul Elefterie, cel care l-a condus de mână prin biserică, a avut aproape de sine pe mama sa. Aceasta a primit moartea martirică în timp ce ștergea de sânge trupul fiului ei trecut prin chiturile cumplite din timpul martirii. Iar pentru Daniel, rugăciunile mamei sale au fost cele care l-au ajutat să iubească cernicia necredinței în Hristos. Mama i-a fost alături de rugăciune. Sfinții și oamenii duhovnicești au această dorință de invitație în Hristi sau au primit ca un dar de la Dumnezeu binecuvântarea ca sfârșitul lor obștesc să fie oarecum asemănător cu jertfa, cu patima și cu moartea Mântuitorului Hristos. De pildă, Sfântul Calinic de la Cernic a dorit să moară precum Mântuitorul Hristos într-o vită nemară și Sfântul Dimitrie Izvolătorul de Mir a ridicat mâna dreaptă când soldații au intrat în carcerea unde era închis ca să ucidă cu suliță, văd astfel ca sulița să pătrundă în coasta sa dreaptă, precum sulița înfiptă în coasta Mântuitorului Hristos, din care a țâșnit apă și sânge. Ultimul îndemn pe care l-a rostit Daniel Turcea de patru morți, la ora 14:05, în ziua de 28 martie 1978, într-o zi de miercuri, a fost rugați-vă. Cu un efort supraomenesc și-a ridicat capul de pernă și a spus urării sale, alături de care se afla o cunoștință, Mariana, și un alt bărbat care ținea urmărarea. Rugați-vă! Ultima dorință a fost aceea care se scoate branuma de la mâna dreaptă, ca înainte de a muri să-și mai poată face o cruce măcar o singură dată. Și, mă rog, episodul acesta a fost istoric de părintele Traiana. În agonia dinaintea morții, Daniel Turcea, ținând mâna dreaptă sântuită de perfuzie ori ieșit, ca nu cumva cu dorința lui de a-și libera, chiar și pentru a-și face de bucuria lui Turcea să se omilească tot orașul lui Hristos. Și avea voia, iar în această răstignire neconvențională la urmat pe Hristos, a răbdat până la capăt asemenea bărbatului de a fost la vârsta de zilești. Poeziile lui sunt iconice, pneumatice, argintă mărită în foc curățat de pământ. Strâns legate de trăirea autentică, trăire, cum poate numai Daniel Sandu Tudor, la dat din Sandu Tudor am mai găsit. Versurile sunt adevărate concentrate, prăznuiri sobre în cuvântul ce poartă sfiernic, dar incandescent cuvântul, logosul dumnezeiesc. De pildă, în orice om, iubindu-te, e aproape. Chiar cele mai mic asemănarea și apele rostește mult mai profund conținutul cărții scrise de Martin Buber, Tu și eu.
Mesajul poetic al lui Daniel Turcea este atât de diferit de tot ce s-a scris în poezia religioasă, pentru că poeziile sunt scrise prin sau după dobândirea vederii, cu perspectivă inversată față de perspectiva clasică a liniei orizontului, din unghiul vederii dumnezeiești. Poetul se vede pe sine și pe ceilalți prin ochii lui Dumnezeu. Vede armonia cosmică și a lumilor fără părți întunecate, ascunse. Convertirea la credință presupune această schimbare transfiguratoare a vederii lucrurilor pe comunicare. Mi-a fost descris de părintele meu că se aseamănă cu o întâlnire în afară, înăuntru, atunci când afli și înțelegi că există o tandrețe dumnezeiască, de nedescrisă cuvinte dulceață ei, când începi paradoxal să vezi cu auzul și să auzi cu ochii un glas de o duieșie fără seamă care te cheamă soap și te face să te îndrăgostești pe loc, fără să mai poți uita vreodată acel glas și acea chemare, câtă revărsare de iubire cuprindea când te privea, cât te-am așteptat, nici cel mai infim reproș, dar cât așteptat. E momentul când îți dai seama că făceai toate prostiile lumei până atunci, cât de neserios erai și totuși, cât de mult îi erai de prețuit. Cu nume de înger te chem, iar și iar. Nu trăim, n-am crezut, n-am murit în zadar, atât de mult el ți-a dorit ființa, cât mereu te vrea și spoartă suferința, în poemul său de dragoste. De aceea nu găsesc niciun element de trivialitate, de ironie, de dispreț în versul de Daniel Turcea. Niciun semn de egolatrie sau de egocentrism autorial, de lamentații patetice, de elocuțiuni descriptive cu expresivități estetice. Din contră, grija față de cuvinte. Ele pot fi semințe, pot fi cavouri ce îngroapă adevărul, sau pot fi vase ce poartă și răspândesc din sau prin ele mireazma împărăției, nisipul cenușa unei cărți. Deși nu a fost niciodată ieșit în afara granițelor țării, deși a descris cu atâta acuratețe geometria grădinilor japoneze, prin care s-a plimbat o dezinvoltură a cunoașterii culte, în Epifania lasă să se înțeleagă prin puterea cuvintelor că a pregustat deja mireazma împărăției cerului. Cine cunoaște, dar mai ales cine este familiar cu cântările liturgice și bisericești, că înțelege că inspirația lui Daniel Turcea vine și de la acestea. Pentru a descoperi valoarea complexă a operării scrise, este necesară o robustă cultură bisericită, o cunoaștere a canoanelor și a domnului ortodox, a învățăturilor de credință, este nevoie de cunoștință de hermeneutică biblică, de agiografie, patericul, istorie bisericească universală și de filozofie. Setea lui de lumină este sinteza concisă și comprimată a acestora, într-o manieră genială și inspirată doar de harul Duhului Sfânt, ca să o putem avea în această formulă unică. Poezia lui trece de timp, peste timp, este mereu actuală, de aceea poezia lui are o valoare universală pentru ortodoxă. Se cade să fie cunoscut în cele mai multe, în cât mai multe limbi. Fără Epifania, ortodoxia ne-ar părea ciuntită în materie de cuvânt scris, deoarece Epifania atinge sau echivalează opera Sfântului Cumpios Andrei Rubior cu a sa icoană zugrăvită a Sfintei Trei, o forplie în mănânchi arzând peste apa și monima istoriei literaturii universale. Vă aplaudăm de Corina, de Francesc de Sfânt. Acest cuvânt despărțit se încheie, Epifania. Mai mult decât viața, decât lumina, mânghietor, mai sus, mai adânc, mai aproape. Cuvintele precum o torță într-o mare de fătări, arzând apă și duh, sânge și apă, cuvânt și viață, cuvânt, văz,
Duh. Doamne ajută și mulțumim mult! Mulțumim! Părinte Biserica Negrescu, Tatiana Petrache, Irene Bugheru, Iubicin Borcan, Părintele Teofan Popescu, Părintele Traian Zoltan, puțin Tor Cristin, Apelina Androne și Părintușa, Mircea, pentru această mărturie și pentru această privedere la care am slujit de tot. Vă mulțumim dumneavoastră că ați fost cu noi la această privedere. Cei care aveți mâine răgați, deci vor va fi parastasul Guvern în Turcia, chiar la data de, deci este mâine 28, la Biserica Sfântul Nicolae în Răjurim, sau dacă nu, în, este în Paraclis, în cimitirul este Biserica Sfântul Nicolae și apoi la Mărântul Guvern în Turcia. Ne-am fi dorit, așa cum a spus Părintele Dream, ca acea proiță pe care și-a dorit-o, dar să fie sfințită mâine, dar e mai bine așa, e bine să ne smerim și când vrea Dumnezeu atunci. Avem o ocazie să ne mai întâlnim. Ne mai întâlnim, da. Și mulțumim. Și mulțumim. Și mulțumim și sorei Lucia Turcea, datorită cărții căreia am putut acum să cităm fragmente biografice atât de ample și să recomentăm și să refacem practic viața fratelui Daniel, pe care altfel nu am fi cunoscut-o cu toate aceste nuanțe de trăiri, n-am putut fi vorbit despre momentele intime ale trăirii duhovnicești, pocăința, vise, viziuni, întâlniri, alte lucruri fundamentale, fără să fie avut acest martor esențial care a fost Lucia Turcea și care a avut și jertfa și de a scrie această carte minunată publicată de Părintele Sever Negrescu. E esențial lucrul acesta și când ne rugăm pentru fratele Daniel, eu zic să ne rugăm și pentru sora Lucia Turcea, care încă este în viață, dar are momente destul de grele prin care trece și noi ne-am bucurat să o vedem alături. Și cine știe, poate dacă e mai multă rugăciune, chiar o vedem, recitind chiar ea din poezii, dar mai are de trecut prin, de depășit niște momente care, pe care poate că le va depăși. Deci nu o uitați, vă rog. Născătoare de Dumnezeu, cea bunurea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubii și mai mărită fără de pentru că cine Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și mântuiește pe noi. Amin. Deci, pe 3 aprilie, este miercuri, avem în această sală, vă reamintesc, Rupla Prins, audiție, Teatru Radiofonic, scenariul aparține lui Costin Marolinu, și regia este a lui Dan Puric. Deci după audiția de o oră vom avea, vor vorbi actorul Constantin Codrescu și actorul Dan Puric. Deci vă așteptăm cu drag și vă mulțumim. Vă îmbrățișăm. Doamne ajută! La aceeași oră, ora 18.